Bine v-am găsit, dragii mei! Ce faci, mă, filmează? Băi, bine v-am găsit, e martie și am adus o albinuță. El se numește Albinuța, se numește Bondărelul, se numește Călin Goia. Unde a... Trebuie să intre. A, mă, băi, dă-i, mă! Deci, vreau să fac și eu un intro, mă, pentru oameni. Iartă, dragii mei, bine v-am găsit, sunteți la lucruri simple. A venit Albinuța. Tânăr vreau mereu să fiu, să fac podcast, așa cum știu. Dar astăzi îl facem cu Călin Goia. De aceea stați acolo. Interesant. Ia să vedem dacă e cineva pe aici acum. Cineva? Oh, baby! Bine te-am găsit! Te-am găsit, băieți! Vă rog să stai jos! Poți să mă dezdat? E singur! Singur să se bucureze! Acesta a fost podcastul, mulțumim foarte mult pentru atenție, vă dorim... Da, piesa asta se spune la revedere! Bine ai venit în oaza noastră de... Ai, ce... Dar știți de ce și-a dat stricoul jos, nu? Ca să vedeți că și acum 50 de ani, 30 de ani era tot suplu. Băi... Da, mă întreabă lumea ce fac, de nu mă... îngraș, nu mă măresc, nu știu ce fac. Cred că am ăștia 3 copii ai mei. Mă țin... Eu îmi fac... de fiecare dată eu la sală să ia cineva asta că e grea. Aoleu, nu mai pot. 5 kg. Tu mai ai așa ceva acasă? De 5 kg nu. Am unele mai ușoare. Nu, trebuie să ridici acum cel puțin 10, 20, 30, 50. Auzi, se spune că tații adevărați ridică greutăți într-o mână cât vârsta lor, e adevărat? Nu. Perfect. Iată, am stârpit un mit prost, că nu e așa. Ridică în cârcă și pe urmă 2 zile se plânge de spate. Tată adevărat. Eu nu cred că așa se întâmplă la tine, pentru că pentru tine a fost foarte, foarte important antrenamentul de pe scenă de când te-ai urcat tu pe scenă în anii 90. Da. Pentru mine a fost foarte, foarte important sportul de când eram mic. Și întotdeauna a fost a doua mea pasiune. De la schi, la fotbal, la basket, la... Și spre deosebire de ardelenii care sunt considerați molcomi și așezați, eu, ardelean fiind, eram tot timpul foarte agitat și tot timpul trebuia să fac ceva. Am înțeles că ești singurul clujan care... De unde? care s-a urcat și a coborât în aceea zi de 100 de ori de la Clujul, e adevărat? Așa este. El este singur. Consemnat, e consemnat. Da. Și după aceea a venit ambulanța. Și apropo că auzisem ieri Banco, știi cum face ambulanța la Cluj? Cum? No. Da, nu era. Cam așa a făcut și la mine. Deci fii atent, astăzi este o zi pe care probabil pe la finalul ei... Toate foile alea cu întrebări pentru mine? Da. Astea și cu date despre dosarele de la CNAS. Și ce nu știu despre mine tot acolo, nu? Nu au niciun fel de taină, noi avem de toate aici. Și pentru că în viața ta ți s-au făcut multe introduceri, asta este cea mai complexă din toate timpurile. Sunteți pregătiți? Piadă. Născut pe 24 mai. 1975 la Cluj. Fostul comandant de grupă, economistul finanțe bănci, cel care are 16 ani de căsătorie, alături de frumoasa Andreea și care beneficiază de 3 moștenitori. Aplauze pentru Călin Goia! Mulțumesc! Deci, eu am observat toate intervențiile tale la televiziune, radio și podcasturi. Și vreau să spun că n-ai spus nimic. Aici, Călin, dragul meu. Trebuie să spun tot. Absolut. Păi îmi face plăcere cu tine. Se pot spune multe lucruri. Ce servim? O băutură. O băutură? Nu alcoolică. Nu alcoolică? Puțin așa, puțin merge. Puțin, nu, la început, ca să cinstim pentru dealul Clujului. O băutură vine chiar acum. Ăsta este un vin istoric, aș putea spune. După nume, așa pare. Așa pare după nume și dinainte să-ți pun întrebările, eu o să fiu drăguț și o să-ți dau noroc. Am învățat că se face așa puțin vinul. Așa. Câte nu vezi la podcastul ăsta. Da, trebuie să-l ții și de aici, de undeva de jos, ca să nu... Da, eu îl țin mai de sus. Da, să nu miroasă mâna diverse parfumuri sau... Deci nu așa. Miroase mâna fiecare. Da, pentru că îți dai cu parfumul aici. Da, trebuie să fii mai la distanță de pahar. Să simți buchetul. Dar știu foarte clar că atunci când dai, te uiți în ochi. Trebuie să te uiți în ochii celui cu care ciocnești. La mulți ani. Bineînțeles, a cerut ceai? Da. E foarte bun. Dragii mei, prima ofertă... Stai așa. Unde? Na, știi. Mai vin o dată, oricum. Zi. Încă un ceai. Un ceai. Ai două ceai, iubire? Mulțumesc frumos. Ceai cu... Ți-a cerut ceai de la pentru artiști... Ăla e ceaiul pentru artiști. Dar de ce bei ceai? Ce s-a întâmplat cu tine? Simți? Mie îmi place ceaiul. Pe bune? Da. Și nu doar când sunt bolnav. Știi că românul cam așa e. Da, e adevărat. Că am și o ceainărie deschisă cu 3 prieteni. Ai nu! Da. Bă, bune! Ai ceainărie? Ceainărie, cafenea, da, se numește Camera din Față și avem această problemă că oamenii nu au încă în România cultura ceaiului și îl privesc fix ca pe un remediu de răceală. Da, corect, bravo. Dar... eu credeam că îi spui ceinăriei camera din spate, că vorba aia, de fiecare dată culise în spate. Noi acolo avem și o cameră din spate, acolo, la camera din față. Dar știi cum e? În Ardeal, camera din față era aia cea mai dechisită, frumoasă, unde îți primeai musafiri. De acolo vine denumirea. Uite ce... eu am două teste. Primele, deci nici nu te... Să nu fie de asta de IQ, că nu, sunt de FUQ, MUQ, HiQ, de vorba a trupei HiQ. Eu ți le, dacă nu treci de ele, ne oprim la podcast și ne luăm la revedere. A fost cel mai scump. Ne strângem mâna. Fără supărare. Fără pic de ranchiună și la revedere. Ok. Primul test. Continuă versurile. Măsui în dealul Clujului. Oh. Acesta a fost podcastul. Nu știu. Acesta a fost podcastul Alături Călingoia. Bine că am zis totul ceva în ăsta, în prezentare. Incredibil. A fost o plăcere să stăm alături de el. El este un ardelean. Mă duc la Cluj să învăț continuarea și mă întorc. Dacă e așa, atunci te iertăm. Dar dacă nu răspunzi la a doua întrebare, chiar va trebui să ne... Gata. Păi dă-mi una mai ușoară. Fii atent aici. Tensiunea electrică. Aici cred că mă descurc. În engleză, voltage reprezintă mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre lucrul total efectuat pe câmpul electric pentru a transporta sarcina electrică pe întregul circuit și mărimea sarcinii electrice unde U este tensiunea electromotoare, L este lucrul forței electrice și Q, sarcina electrică. Vreau să-mi spui formula între aceste trei. Deci curentul trifazic are 380 de volți. Aia am învățat. Da. U egal cu, e începutul, e bun. Care era a doilea? L. Lucrul forței electrice împărțit la Q. Perfect. Bravo! Acum toată... Ce bine că se vede prin foaie. Nu pot să cred așa ceva! Nu pot să cred! Și ți-am zis să nu-mi dai foi transparente. Sau, într-un circuit, tensiunea se mai poate afla și... Gata, am răspuns, nu mă mai... E suficient, am arătat că știu, nu mai... Ai zis că podcastul se numește lucruri simple. Bine. Eu mă așteptam la 2 plus 2 egal cu Asta fac cu fetița mea acum, în clasa pregătitoare. Și ea face așa. 4. Astea sunt lucruri simple. Nu, da, eu care film în clasa a doua, a treia, după pregătitoarele care sunt școlile sau clasele epocii pe care o trăim, 4-4. Ce faci, tati? Tati? 16. Dar el își acoperă timpul de gândire cu tot felul de lucruri. Da, ca și când n-ar băga în seamă întrebarea. N-am fost atent și dintr-o dată. Ce m-ai întrebat? A, 16. Asta e. E ușor. Deci, pentru că ai răspuns și pentru faptul că îți trebuie forță pentru, pentru această incursiune în viața ta, din nou va trebui să apeși acest lucru. Să vedem ce se întâmplă? Da. Nu. Oh. Iubita mea! Pronto. Băi, dar așa frumusețe de platou... Tu l-ai făcut? Eu l-am făcut mai devreme. Așa frumusețe de platou, nici la restaurantele de 10 stele Michelin, la care am fost, nu era așa ceva. Din Franța. Quelque chose comme ça. Acestea sunt brânzeturile de care tu câteodată... La care tu te refugiezi câteodată. Mănânci așa ceva? Da. Am fost acum, nici o lună. De curând. În Franța, de curând. La schi. Pentru că sunt nebunii cu schiul și toată familia mea la fel. Și am mâncat un fel de brânzeturi. Doar că unele miroseau îngrozitor. Și intrai în restaurant și copiii erau, nu putem sta aici. Băia când începeau să... Gustă. Racletul ăla, la că-l știi. A, da, 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 da. Deci ăla e mirositor, dar foarte gustos. Da. Și îmi plac, da, îmi plac brânzeturile. Interesant. Eu procedam altfel, m-am dus pe o stradă în Bangkok. Miroseau superb niște lucruri, dar erau niște crustacee. Cum ar fi? Scorpioni, fripți. Astea, da, și la reparte stăteau așa cu coada. Nu pot să gust, nu puteam să gust deocamdată pentru că... Ai reușit să faci chestia asta? Nu, pentru că nu eram într-un concurs de reality. Eram în concurs cu mine și am pierdut pentru că n-am avut curajul să fac chestia asta. Și eram cu băiatul meu avea atunci, era cu mulți ani în urmă, avea 4 ani. Tudor, mijlociul meu. Și ne stăteam în fața unei tarabe într-o piață din Bangkok cu viermi caramelizați. Și eu tot ziceam, hai că o să încerc. Și Andreea zicea, hai, încearcă. Nu, că parcă nu mi-e. Și l-am văzut pe filmul, a băgat mâna și a băgat direct. A mâncat el, mai curajos decât mine. Știa valoarea. Era inconștient, după acum se uită la fiecare bucățică. Ce are strugurele ăsta pe el? Parcă e un pic negru într-o parte. Da. Dar tu, de fapt, acum, în copilăria lui, îl pregăteai pentru Asia Express. Sincer. Deci trebuie să se ducă în... Nu știu ce ar face acolo. Ar mânca de toate. Da, cred că ar trece peste problemele pe care le are aici la București. Foarte multă lume mi-a spus de tine, le-am spus tuturor, vedeți că astăzi vine Călin. Și mi-au spus așa, mi-au spus de acolo, din Cluj, știi? Mi-au dat niște fișe, potrivit cărora ai studiat flautul. Da, blöckflöte, flautul cu cioc se numea. Ăla de lemn. Cântam și cu nasul și cu două deodată. Cu dânsul, nasul. Cu nasul. Așa îi distram pe colegi, da. Adică nu era mare lucru, suflam pur și simplu aerul, în loc să-l suflu pe gură, îl suflam pe nas și cântam. Dar pentru ei era ceva amuzant. Dacă era răcit, era mai nasă, evitam. Ai studiat și vioara? Obligat, da. Nu mi-a plăcut niciodată. 4 ani am făcut de vioară, din a doua, între a cincea. Și ai studiat și chitara? Ulterior, da. Mie întotdeauna mi-a plăcut să cânt cu vocea și prin clasa 8-a, pe vremurile alea, tu le-ai trăit și tu, odată cu mine, comuniste, când n-aveai acces la YouTube sau nici măcar în TV sau alte lucruri. Așa, nici la YouTube, nici la muzică în general. Cântam singur așa și nici nu știam ce aia, un acompaniament. Și în a 8-a m-a pus profesoara de muzică să cânt la serbare și mi-a zis să-ți aduc și un băiat cu chitară. Și am zis, foarte bine, abar n-aveam ce înseamnă. Și a venit băiatul cu chitara. Și când a început să mă acompanieze, mi-a deschis așa o lume. Wow, cât e frumos, da. Da, și m-am decis să fac chitară. Mai ții de piesa pe care o cânta băiatul cu chitara? Toți copiii pământului. O știa, dar nu mă știa că s-a... Toți copiii pământului, toți copiii au dreptul la soare, dar o floare, toți copiii pământului. la 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 la. Ce cântă? Pe la... Ce se numea? Daciada? Nu Daciada. Cântarea României din astea. Cum zici? Toți copiii pământului. Pararararararara. Parararararara. Deci deja melodie mai frumoasă. La 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 la. Copiii pământului, toți copiii pământului, să se bucure de o mângâiere. Dar de o felie de pâine cu miere, cred că era zace. Nu știu cum era. Râde iarăși primăvara. Deci astea erau cântecele noastre. Texte care intrau perfect. Și de fiecare dată, cred că asta a fost și făcută cadența asta, pentru ca publicul, când vine un comunist, un șef de partid, ceva, un Ceaușescu, imediat intră în cadență. Intră în cadența respectivă. Da, țin minte și acum și spre rușinea mea, dar mă rog, cred că e iertabil că aveam, nu știu, câțiva ani, eram în clasele primare oricum. A reușit taică meu să cumpere un casetofon. Așa. Și avea o casetă înregistrată de un prieten și scria pe ea, pe o parte era Madonna, side B, Michael Jackson. Eu nu auzisem muzică internațională, nu aveam treabă. Și am pus caseta, o voce subțirică. Zic eu, asta e Madonna. Am pus pe cealaltă parte, tot o voce subțirică. Care e Madonna? Care e Michael Jackson? Care e Madonna? Că nu știam, îți dai seama cum eram. Asta e. Iartă-mă, dar aș vrea să-ți cânt de pe caseta aia. Like a virgin. Cante! Touch for the very first time. Like a virgin. Move your body next to mine. Oh. Deci Madonna asta ne-a influențat pe toți. Nu acum, pentru că s-au iscat o groază de comentarii de felul în care și-a făcut ceva la față. Probabil a schimbat crema. Dar Madonna ne-a influențat... chirurg. Chirurgul cremei. Dar eu cred că am niște piese pe care și acum, când mă refugiez eu în muzică, le pun de Madonna. S-au numite Borderline, pararadam, pararadam. Și după aceea relația cu Sean Penn. Erau primele noastre povești de gossip, de bârfă, știi? Da, și că curajul ei și cum aborda ea totul. Da, formidabil. Nonconformistă până la capăt. Nonconformist ai fost și tu pentru că n-ai rezistat mult în Cluj. Adică ai urcat de-a lui de câteva ori, dar ai zis stop. Până am plecat mai departe. Da, și ai venit prima dată, nu ai venit în București direct. Nu, am venit în București. Direct în București ai venit? Bine, dorind să fac muzică și făcând, de fapt, ASEU. Eu eram student la științe economice, mergeam prin tot felul de concursuri. Prin Târgu Jiu, prin concursuri de interpretare vocală. Am înțeles. Și îmi doream să fac asta, să cânt, să fac muzică. Îmi doream să cânt cu trupă. Iartă-mă, dar trebuie să te întreb. Când te duceai, pentru că și aici la Academie, probabil că și la Academia ta, se întreabă să mergem sau nu la concursuri. Cum erau concursurile și ce piese se abordau pe vremuri când te duceai tu? Atenție, tu intrasei la ASE în Cluj, unde ai făcut primii 2 ani, după aceea următorii 3 și 4 ai făcut în București. Ce cântai tu la concursurile de muzică? Cântam o piesă românească. S'apel como? Cred că era ceva de la Cotabiță. Nu mai țin minte exact. Și cântam Ten Sharp You. Aia era piesa mea pe care o cântam. Aveam voie. Da, aveam voie una în engleză. Bine, erau tot felul de... Erau niște concursuri la care trebuia să cânți neapărat piesa unui, nu știu, mi se pare la Radu Șerban, la Caracal, trebuia să cânți o piesă de la Radu Șerban, ceva de... Nu mai țin minte, sunt foarte mulți. Omul locului și impunea playlist-ul. Așa era tradiția. Interesant. Tot felul de reguli. Asta a fost prima tale experiență practic cu scena. Nu. Primele mele experiențe cu scena au fost tot felul de spectacole, concerte, inclusiv am avut o trupă înainte să plec din Cluj, se numea Alfa, cu care cântam unde e acum Cazinoul, la Chios, în parcul mare din Cluj. Da. Spune-mi, care este vârsta acestei fotografii? De ce râzi? Nu înțeleg de ce râzi. Vezi un tip care seamănă cu tine și are pletele până la omoplați. Exact, fotografia asta o au ai mei la Cavara din Băișoara și când... Băișoara e undeva lângă Cluj. Și când am ajuns cu familia acolo, fetița mea a zis că nu sunt eu ăsta. V-a zis că eu, ba da, eu, că îi spusesem că eu sunt. Nu, nu ești tu. Păi uite că băiatul ăsta are păr, tu n-ai păr. Nu înțeles de ce, că între timp, da, am mai plecat din păr. Are 27 de ani fotografia aia. 27 de ani, deci aș putea să spun înainte de păr, deci după păr. De fapt face 28 anul ăsta. Eu tot am rămas la 2022. Dar practic tu în 1995 am venit încoace spre București. Da, spune-mi, ca să... Și am stat 9 zile în cămin la ASE. Și a trebuit să mă mut pentru că eram foarte decis. Eu cântam pe vremea aia cam 3-4 ore pe zi. Și tu cântai 3-4 ore pe zi? Da, da, da. Făceam vocalize, cântam, mă antrenam, eram foarte decis să fac treaba, știi? Și după 9 zile în cămin, după ce eram 4 în cameră, au zis că mai las-o și tu că ne-ai nebunit, nu știu. Și mi-am dat seama că n-am cum să o las, dar nici pe ei nu pot să-i deranjez în continuu și m-am mutat. Am stat în gazdă la o doamnă din Brașov, care se numea Doamna Troacă. Doamna Troacă, vă mulțumim foarte frumos. Așa, unde am avut o cameră undeva mai spre capătul apartamentului. Aveam un apartament cu 4 camere și eu aveam camera mea spre capăt. Și acolo nu deranjam pe nimeni. Sau cel puțin așa cred că nu mi-a făcut nimeni nicio observație niciodată. Acum, eu cred că în poza asta nu e Doamna Troacă. Dar cine e poza asta? Cu spatele la mine? Da. O văd doar din profil, de asta te întreb. Mădălina Ghițescu, la Școala Vedetelor. Cred că nu greșesc. Adică mi se pare așa din profil că ea e. Și oricum ea era cea mai micuță și puteam să o ridicăm și noi în brațe. Că dacă ai fi pus-o pe Nadine așa era un pic mai greu. Nadine era ca o căprioară. Dar interesant cum îți aduce aminte exact de numele ei. Ai mai întâlnit-o pe Mădălina? Nu ne-am mai întâlnit de mult, dar avem un grup de WhatsApp cu cei din Școala Vedelor de atunci și ne mai urăm la mulți ani, ne mai spunem noutăți din când în când, în fine, mai ținem legătura și acolo am mai dat de ea. Știu că e în Timișoara, Mădălina. Ce chestie! Cum ai trecut tu prin mai multe școli, cu alte cuvinte. Da. Că asta mă gândesc și eu, că atunci când am trecut prin gimnaziu în Brașov, la Andrei Mureșianu era una, după ce am trecut prin liceu, a doua, gașcă, a treia a fost la facultate, dar după aceea a venit aici, la facultatea în București, și după aceea o gașcă importantă a fost fosta mea redacție de la Jocuri și Concursuri, de la TVR. Noi acolo ne-am și cunoscut, cu Școala Vedetelor, și tu erai cu Robingo. Exact, prezentai exact. Robingo. Da, și erați de fiecare dată când... Și te auzeam cântând pe culoare, pe acolo, auzeam... Cine e domnul ăsta care cântă? Eu nu prezentator unei emisiuni, păi văd că mai mult cântă decât prezent. Da, asta era problema aia de bază. Da, da, îmi dau seama că la tine... Cântăreță din tine, voia să iasă și nu te lăsa la... Trebuia să prezinți la Robingo. Nu mă lăsa nimeni. Dar ideea este că tu, ceea ce era interesant pe tine, te-au expulzat colegii tăi de cămin. Și pe mine, norocul meu că TVR-ul era o instituție foarte mare, astfel încât dacă nu mai cântam, mă duceam 2 metri mai încolo, 10 metri mai încolo și puteam să cânt. Spațiu destul. S-a întâmplat ca în acel an, în 95, trebuie să-mi spui cum ai venit tu la TVR și cum ai intrat tu în experiența asta numită Școala Vedetelor, care a durat câți ani? 3 ani de zile? Numai atât? Știi că sunt ca anii aia de liceu. Zici că acum, la vârsta noastră, când zici 3 ani, nu prea înseamnă mare lucru. Adică, na, e o perioadă destul de scurtă. Da. Dar atunci au fost anii aia așa de intenși, la fel ca anii de liceu. Ți-i amintești pe fiecare în parte și cu multe lucruri. Și multe acumulări, și multe prietenii, și multe pățani, și așa mai departe. Eu am venit în 95, prima oară nu mă mutasem, în martie, și am venit la preselecție. Titus Munteanu făcea preselecție. A zis, băi, băiatule, ești bun, dar ești foarte departe, nu am cum să te iau, că noi trebuie să facem emisiunea aici, trebuie să fii la dispoziția noastră. Și am zis atunci, ok, o să mă întorc organizat mai bine. Și în toamnă m-am decis, am zis, eu o să mă transfer cu facultatea și dacă vor mai fi preselecții, voi veni. În octombrie, știu că anul universitar începea pe 1 octombrie, în 10 octombrie sau ceva de genul, a fost preselecție. Și am fost 600 de oameni și Titus ne-a luat pe 2. Nicoleta Drăgan, Nico, pe care acum e în America și ne se uită la noi chiar în clipa de față. Și a cântat și la Haikyuu și mă rog, așa. Și pe mine. Din 600. Iar eu, cum aveam un tiz dinainte acolo, Călin Jambașu, am fost botezat Cătălin. Și de atunci o întreagă poveste cu Călin, că am rămas cumva și un Cătălin, deși acum sunt Călin. Dar numele tău este doar Călin Goia. Da, da, da. Nu, n-a fost niciodată Cătălin. Știi că TVR-ul a schimbat și la mine o literă. În loc de E este I. Pe mine o chema Horea. La mine au schimbat o literă. La tine s-au pus, chiar un prenume sănătos. Și atunci, când ce-ai dat la preselecție? Pentru că și am fost în același, cu 2 ani mai devreme, în 93, în octombrie 93, pe post venea prima emisiunea mea. Dar ce s-au dat ție la preselecție să faci? Să cânti, să dansezi? Da, trebuia să cânt. Nu mai știu ce am cântat. Nu te lăsau foarte mult să cânti. Erau foarte mulți, trebuiau să-i vadă. Dar țin minte că cei care erau deja în școala vedetelor, erau și ei în juriu, așa, și cumva erau deja... Te jurizau și ei, își dădeau și ei cu părerea băiatul ăsta. Erau înainte în școala vedetelor? Era o trupă? Sau era o primă trupă care venise acolo? Da. Emisiunea s-a lansat exact de emisiunea Revelion 95. Și selecția inițială, eu nu știu cum a făcut-o Titus, dar oricum a fost din gură în gură, nu știu. Jambașu a mai dus pe cineva, dar a fost o gașcă cu Nadine, Alice, Jambașu, Despot, Alice Bursuc, care au fost fără preselecție, au fost selectați ca să înceapă emisiunea, după care emisiunea a avut un boom de la prima ediție și pe urmă au venit, cum e acum, la Vocea, la X-Factor, toți cântăcioșii din țară, hop, e școala vedetelor. Dar oricum a însemnat ceva, a fost o cotitură, așa. Până atunci era doar muzică ușoară și soliștii clasici, Temișan, Cotabiță, Corina Chiriac și alții. Și a venit o gașcă de puști care cântau altfel și pentru noua generație a fost wow. Dacă ai venit în zilele noastre, ai găsit omologul vostru în zilele noastre? A școlii vedetelor? Da. Cine să zici că e acum exact cum a fost școala vedetelor înainte? Păi, nu știu, Five Gang să zic. Am înțeles. Ca apariție așa și faptul că a captat o altă generație, exact, care nu mai asculta, generația nu asculta muzică ușoară, că cea care ne asculta pe noi, sau cum e acum, generația noastră nu ascultă Five Gang. 3 ani de zile ai stat acolo, ca după aceea 98 să dai nas în nas cu legendara trupă Voltaj. Exact. Pentru mine a fost descoperind firul ăsta al trupei Voltaj, mi-am dat seama că înainte de tine au fost vreo 3 soliști. Pe care știi tu, dar au fost cu mult mai mulți de fapt. Deci Gabi, care e din 88 la Voltaj, s-a chinuit să țină trupa asta foarte mult și era ca un fel de rampă de lansare spre străinătate. Ba pleca Toboșarul în Anglia, ba pleca vocalistul în America, ba pleca unul în Danemarca. Deci au tot plecat. Pentru că știu că atunci când am văzut noi prima oară în iunie 98, știu că se fac 25 de ani anul ăsta, mi-a zis la final, după ce am bătut palma că facem treabă, zice, bă, dar am și eu o singură rugăminte. Să nu pleci, mă. Zice, 2 ani dacă pot să stau. Deci, bă, 2 ani, mă gândeam să stau, adică nu mă gândesc să plec. Da, da, 2 ani dacă stai, dacă poți să stai 2 ani. Uite, eu spun 3 oameni și tu mi spui pe restul. Eu știu așa, de Cristi Ilie, de Minculescu, Da, Minculescu a fost primul, de fapt, solist care a plecat de la Iris după ceartă și pe aia s-au împăcat după 6 luni, s-au întors și a rămas doar numele continuat de alții. Deci a fost el cu Adrian Ilie, au plecat de la Iris, au făcut Volta și ambii s-au întors după aceea la... Interesant. Și ultimul pe care l-am aflat este Tavi Colan. Da. Și el a trecut pe la partea solistică a trupei. Și acum spunem tu care mai era un băiat Pogo pe care... Pogo? Da, care are și o trupă acum. Da, parcă mi-aduc aminte. Pogo Street are parcă acum. Așa și mai erau. Trebuie să-i întrebi pe ăștia mai bătrâni. Pe Gabi sau pe Prunus. Da. Dar mă gândeam o dată să scoți așa un fel de... pe aici a trecut Voltaj. Și să scoți un fel de istoric al trupei. Te-ai gândit la asta? Poate acolo de 25 de ani. Oricum, acolo, la apariția mea în trupă, a fost o ruptură puternică și față de vechii fani, și față de stilul muzical și tot. Adică vechii fani Voltaj nu prea ne suportă, nu ne înghini nici în ziua de azi. Consideră că eu am venit și am stricat treaba. Că era bine. Noi când ne-am întâlnit am zis, bă, eu le-am spus. În primul rând că nu știam exact Voltaj ce cântă. După ce am ascultat am zis, eu nu pot să cânt și nici nu mă inspire și nu-mi place să cânt acest heavy metal. Îmi place rock-ul, dar nu stilul ăsta, îmi place Queen, îmi plac pop rock, alte lucruri. Și Gabi a zis, bă, ideea este să facem o treabă de la zero, fiecare cu ce simte. Și cam așa s-a și născut stilul nostru. Că el a apărut cu rifurile de care era îndrăgostit, eu am cântat cu ale mele, a apărut Bobby Stoica care a venit cu sound-ul de clape și am creat stilul ăsta care ne plăcea tuturor. Care a fost prima piesă creată cu tine în trupă? Am făcut un întreg album. Și ne-am dus cu el la Roton. Era pe un CD, aveam 11 ID-uri, 10 piese și mai era un beat al 11-lea. Și Muraru stătea și asculta și cea, da, următoarea. Și am ajuns la 10. Și i-am zis, păi, astea au fost. Și ce, dar mai e un ID, mai e 11. Și aia nu e o piesă, e un beat. Păi, puneți-o și pe aia. Am dat drumul la beat și zice, bă, dacă scoateți o piesă din asta vă produc. O scoatem. Și ce piesă era? Ne-am întors la sală și am zis, bă, ce putem să facem pe asta? Și am făcut cover după Will Rock You, i-am făcut versul în română, deci s-a numit Asta e viața. Asta! Ți-am zis, bă, că asta a fost prima piesă. Bă, ți-am zis! Și pe urmă a avut mare succes, era cu Papa Junior, era perioada aia în care se purta combinația rock cu rap. Așa. După aia s-au legat lucrurile mai bine. Dar zi-mă chestie, pentru că asta a fost și... știi că atunci când Robbie Williams a plecat din trupă, el a scos, el a scos o Freedom. Adică mi s-a părut o chestie similară. Da, înainte de Angels, eu credeam că Angels. Da, nu. Prima a fost Freedom. Nu mai țineți minte, el lângă un trotuar, dând cu picior și mai departe, a zis, mi se pare incredibil cum a scos un cover după ce a plecat singur. Iar tu venind din trupa asta... Freedom lui George Michael, da. Și mi s-a părut când ai venit în trupă, zic, bă, prima piesă, pentru că toată lumea știa, asta e viața, zic, stai puțin. Asta știu melodia asta de undeva, știi? Dar pentru ca toate să meargă bine, eu sunt Papa Junior astăzi. Ah, perfect. Ca să-ți iau din răspundere. Deci ne punem să facem ce știm mai bine. Să cântăm. Da. Deci asta este... No, așa ni se pare. Eu mă aud bine că știi cum te auzi tu. Adică nu crezi că aici... trebuie căști. Da, e ca, okay. e ca în urmă cu 25 de ani. Acum 25 de ani. Am și reverb. Ce vorbești, mă? Atenție, copii! Această melodie este prima. Ia 11 pe album. Am o să facem. Exact. Începeam cu refrenul, dar noi putem să începem de la strofă. Că-l știu. Asta-i viața, zile papa. întotdeauna rămas la fel. Bani, haină, băutură, niciodată altfel. 4 ani am trecut, iar acum ai terminat. Spune tu ce ai de gând, spune tu la ce-ai sperat. Sunt sigur că de acum pot să-mi frunzi realitatea, dar mai mult ca sigur că tu știi dreptatea. E sticare la băut în care să bem șampanul. Eu stic la un prieten și ridică sus pahar. Și asta-i, asta-i viața. Ce ai avut, nu dispera, ia sticla și dea, nu privi înapoi. Haide, strigă cu noi, asta-i, asta-i viața. Asta-i, asta-i viața. Și acum intrăm Queen. Asta-i, asta-i viața. Asta-i, asta-i viața. Ha? Este. Băi, frate, când am auzit piesa zic, într-adevăr, ceva se întâmplă la Voltaj. Asta a fost practic un fel de compromis. Dacă tu ai face acum o piesă, de exemplu, nu știu, hai să facem o piesă scrisă de Michael Jackson și ai venit cu ea, și te vreau și te văd noaptea la sfințit și vreau să te îmbrățișez, să spun că te-ai venit. Aș vrea să spun că mult te iubesc. Hai vino, hai vino. Știi, dacă ai faci un cover după Beat It, acum toți scârcotașii ar pune pușca pe tine. Da, atunci. Da, și atunci au pus. Pe bune? Da, da. Ai simțit asta tu? Da, din plin. Mai ales ăia care nu ne iubeau, că am și furat acum. Deci noi am fost un cover asumat. Ulterior noi am mai făcut cover-uri. Unele de mare succes, cum a fost și Cameo World Up. Da. Pentru că cum e și amuzant că ne mai scriu oamenii, băi, vedeți că unii cântă piesa voastră în engleză. Nu e chiar așa. Noi am cântat-o prima dată, pentru că sunt multe cover-uri și după Cameo în engleză. Da. Ideea este că noi ne-am asumat treaba asta și ulterior am mai făcut piese care ne plăceau mult nouă. Și am zis, cum ar suna în varianta noastră? Și nu ni se pare nimic ciudat în treaba asta. Oamenilor li se pare. Acum s-au mai obișnuit, sunt cu totul alte vremuri. Dar atunci, în anii 2000, era... se urmărea fiecare lucru. Asta e furat, asta e nu știu cum, asta e nu știu ce. De fiecare dată mă gândesc că există un exemplu ăsta internațional, la începutul anilor 70, cu I Shot the Sheriff, preluat de Clapton după Bob Marley. Și, practic, i-a dat un alt groove, am făcut-o puțin mai caldă, să zic așa, n-a scos-o de tot din reggae. Americanii și lumea internațională nu l-au pus la zid. Nu, dimpotrivă. Și dimpotrivă. Așteaptă să vadă cum sună în gura altui artist o anumită piesă. A făcut muzică ușoară, cover-uri, înainte de 89. Da, în spătare e un cover. Drumurile noastre e un cover. E un cover și drumurile noastre. De fiecare dată mi-aduc aminte de Gil Dobrică, toate melodiile lui Ray Charles, cum le prelua și le-a aruncat pe... Și se traduceau multe melodii din engleză în română. Da, bine, oricum procentul de hate era mic și atunci. Adică până la urmă oamenii ne-au acceptat așa și chiar ne-au îmbrățișat și ne-au plăcut și ulterior ne-au dat încrederea lor când a urmat după asta ora de germană și, mă rog, au urmat doar piese originale. Cum sună ora de germană? Că înainte noi ne-am dat seama că sunt foarte multe piese, fiecare dintre noi a ales câteva și la un moment dat, chiar astăzi, înainte de a veni tu la Academie, cineva Sergiu zice, bă, da, să puțin, Voltaj n-a făcut ceva cu profesoara de germană? Nu, zise altul, nu, a făcut altă trupă. Ba da, mă. Deci, practic, undeva în memoria fiecăruia se află câte o bucățică, un puzzle din Voltaj. Cum era aia cu germana? Să-ți cânt refrenul? Da. Stai pe spate și las-o doar pe ea. Stai pe spate, e profesoara ta. Și erau niște fete care spuneau, șnelă, das is good. Ce frumoasă e germana când o vezi pe plajă, cu o fată blondă, plină de talent. Te privește, îți zâmbește și te ia căldura, se usucă gura și răspuns prezent. Stai pe spate și așa era refren. Da, a fost... Eu știam de ce a reținut germana. Aia cu șnela v-a plăcut vouă. Era pe vremea aia generația Pro. Așa. Și Pro FM. Și era Andrei Gheorghe acolo care a iubit piesa asta și a dat-o în neștire și îi plăcea și cumva ne-a ajutat pe urmă. Ca tu știi cum e, dacă ai radio, ai după aceea și public. În principiu, adică... Eu mi-aduc perfect aminte de momentele alea, mai ales că n-a fost odată întâmplarea să vă prezint. Și de fiecare dată când eram la festivaluri sau la concerte și pe vremea respectivă eram prezentator, luam microfonul în mână și știam foarte clar că dacă eu agăț ca prezentator un fir dintr-un refren, tânăr vreau mereu să fiu, pac! Băi, îmi fac ce să... Și de atunci mi-a plăcut mie să fac melanjul ăsta dintre prezentare și cântare. Iar de fiecare dată lucrul ăsta, că eu de asta fac podcastul, poate nu s-a spus, că eu n-am avut niciodată posibilitatea să vorbim. Mi-a plăcut foarte mult că tu n-ai făcut rabat. Băi, sigur am înalte în voce, dar le țin cu dârzenie chiar dacă mă mișc foarte bine pe scenă. Adică tu ai fost melanjul ăsta între un cântăreț cu înalte formidabile și o mișcare nebună pe scenă și combinația asta, zic, băi, omul ăsta știe ce vrea. Adică tu ai fost omul care a știut vocal și scenic ce vrei de la bun început. E adevărat că ai prins o formulă de oameni destul de versată, dar a fost încăpățânarea asta ta de a duce... Da, cred că da. Cred că am știut întotdeauna ce-mi dorești. Adică așa m-am și simțit bine pe scenă. Ții minte că... Și nu acceptam să nu captez publicul. Adică mă gândeam de... S-a mai întâmplat, îți dai seama, când aveam succesul succesului. Și mă gândeam ce am greșit, ce n-am făcut, de i-am pierdut, de se uita cineva așa pierdut într-o parte sau alta. Ai vezi pe ăștia care s-au văzut? Nu, țin minte ceva foarte drăguț, că am cântat cu Holograf undeva la Iași. Așa. Și aveam un succes. Era toată lumea mâinile pe sus, cânta și era o singură doamnă care să stea sprijinită așa pe gardul, deja se uita așa, dar fără nicio expresie pe față. Se mai întorcea spre stânga. Bă, și toți din până, bă, ce-i cu asta? Toată lumea lângă ea sărea și țipa. Zic eu, cine știe, e surdă, nu ne place chiar deloc. Aceeași persoană când a urcat Holograf, era călare pe gard, urla, trăgea de haine, deci era cu tot o altă persoană. Ne-a rămas în minte tuturor. Incredibil. Da. Am avut un concert zilele trecute la Suceava și în față 14, 15, 16 ani, fete, băieți, îmi scriau pe telefon ce să le spun, știi, mai spun pe telefon în față, să le citești de pe telefon, da, scriu mare pe ecranul ăla. Și eu nu mai văd până acum. Aș vrea foarte mult să citesc, dar nu mai văd. Nu te cred la faza. Și la un dat era unul. Asta nu e un sfat. Este o idee pe care să o dau. Era un tip. Ochelari de soare, pac. Glugă și stătea așa în primul rând. Dar nu făcea nicio mișcare. Ăla toți, noi pe scenă săream. Cristi cânta, Sergiu urla. Marius cu Vioara, era... Exact ca baba aia. Numai că eu fac altceva. Las toba să meargă și acum dedicăm o piesă pentru tipul care stă și nu se mișcă deloc de acolo, să simtă și el că e vibrație. Erau și minus 0 grade afară, da, 0 grade, minus 1 grad afară. Să simtă și el, să se încălzească că a înghețat de tot. Adică de subterfugiile astea. Da, am mai făcut și eu din astea, să mă leg de cel care nu era cu noi acolo. Dar să-l fac să se simtă prost. Cum ne simțim și noi când nu are reacție în fața noastră. Nu, ideea pe care trebuie să înțeleagă oamenii care ne urmăresc e următoarea. Noi ne punem problema, cel puțin noi doi de la masă, de ce nu se mișcă respectivul? De ce respectiva nu trăiește? Când toată lumea are aceeași vibrație, de ce nu se întâmplă cu respectiva? Dar vreau să spun un singur lucru. Ții minte un concert la care a cântat Voltaj în 2004. Ții minte și anul. Eram la Slatina și țin minte că prezentam spectacolul. Și am rugat, pe atunci eram prezentator cu tranziție către cântăreți, dar n-aveam trupă pe vremea respectivă. Îmi formasem un nucleu, dar încă nu aveam curajul să scot la suprafață. Și stăteam, am prezentat ce am prezentat și mi s-a spus, vezi că o să intre voltajul. Ții minte că atunci ne-am întâlnit chiar în spate, ne-am întâlnit foarte multe ori în culisele scenelor din România. Și la un dat vorbim, nu știu ce, zic, cum să-i prezint? Dar las că le prezint eu, am eu o încălzesc atmosfera, fac să fie bine. Și ții minte că aveam un CD care era cu negative și știu foarte clar că am zis, dragii mei, acum peste câteva momente vine o trupă senzațională, dar pe atunci vreau să vă cânt și eu ceva. Pe atunci, în 2004, nu realizam că dacă trupa care închide spectacolul e una sănătoasă cu un rock sănătos, atunci tu nu bagi alt gen, pentru că oamenii, miile alea de oameni s-au strâns pentru trupa de final. E, pe scurt, i-am cântat My Way. And now... E un crezător. Și va da. And the end is the end, and so fades the final curtain. Și negativă mergea mai departe. Că dacă era, începeam cu pianul. Atunci, exact cum ai avut tu revelația cu chitara în clasa 8-a, așa am avut și eu prima dată când am vorbit peste un instrument. Nu se oprește. Și de asta la un moment dat am zis gata cu negativele. Pentru că negativele nu puteam să vorbesc intrând în stare. Limitează. Absolut. Iar momentele alea de atunci au fost pentru mine foarte importante, pentru că am învățat ce înseamnă să fie o trupă așteptată, ce înseamnă să vii cu forță în scenă și ce înseamnă ca un dobitoc ca mine să cânte. Iar acum să vă cânt o piesă înainte de voltaj. Am cântat piesa asta pentru care vreau neapărat să-mi spui istoria. Cum s-a făcut 20 de ani? 20 de ani s-a făcut... Ideea a plecat de la sala de repetiții. Repetam pe vremea aia la Preoteasa în demisol. Eu și acum țin minte mirosul ăla de mucegai de acolo. Și stăteam ore în șir, 7-8 ore. Nu aveam bani. Mergeam sus în pod la Preoteasa și mâncam o ciorbă de fasole. Asta era chiar 99, 2000, așa mai departe. Și la finalul unei astfel de repetiții ne-am lăsat instrumentele și am zis, băi, eu trebuie să mă duc să-mi plătesc factura aia. Celălalt a zis, băi, eu trebuie să fug, o să ajung mai târziu. Și a început, fiecare avea niște ceva de rezolvat. Și nu mai știu cine a zis, vă amintiți, mă, cum era la 20 de ani, că n-avea nicio grijă, n-avea nicio problemă, pur și simplu ne trăiam viața chiar, fără bani, fără ceva, dar era foarte tare și foarte bine. Că noi deja, când în 2000 aveam 26 de ani, ceilalți erau mai mari, da, ne-am amintit de perioada aia. Și pe urmă piesa a apărut la etajul 10 în Militar, unde stăteam eu, și a venit Gabi la mine cu o chitară și eu scrisesem deja versurile, niște versuri la refren, după care ne-am dus la studio și le-am arătat și lui Bobby și el a venit cu arpegiatorul, și mă rog, și după aceea erau ani în care creativitatea era așa, o luai de aici, știi? Aveai subiecte multe. De ce crezi că nu se mai întâmplă așa ceva și acum? De ce nu crezi că mai sunt lucruri atât de puternice, care penetrează atât de puternic cum a fost acest mesaj ca la 20 de ani? Acum e adevărat că e un consum, e un, cum se spune, un junk food, știi, în permanență, de la telefon, muzică, televizor, emisiuni, compoziții și mai departe. De ce nu crezi că se... Acum toate lucrurile sunt mai nișate așa și au pe categoriile lor de post, sau așa le văd eu. Nu mai există așa un mesaj general. Fiecare e cu bucățica lui, cu gașca lui, cu muzica lui, cu sportul lui, cu... mi se par mai fragmentate lucrurile, pentru că există extrem de multă informație pe internetul ăsta și extrem de multe variante și atunci cumva e firesc să te îndrepti spre ceea ce te captează pe tine. Printre informațiile aflate pe internet sunt și versurile la care a lucrat tânărul din fața mea. Auzi, la 26 de ani spunea, ce greu, ce bine a fost la 20. Haide, ca asta bine. Așa, da. Asta chiar o știu. Asta am învățat, tu știi că... Tânăr vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu, ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. De câte ori ai cântat piesa asta? De peste 2000 de ori în concerte, pentru că avem peste 2000 de concerte. Chiar le-am stat să ne gândim cam câte avem, peste 2000. Și în multe alte locuri, emisiuni TV, petreceri. Da, da, da. Și acum te întreb o chestie. Dar de câte ori s-a cântat asta fără știrea ta? De alte din fericire de foarte multe ori. De alte videouri. Și ceea ce mă bucură pe mine foarte tare că și acum generația asta de care ziceam că poate ascultă altă muzică, ascultă piesa 20 la petrecere. Adică am primit telefon de la o prietenă la care băiat împlinea 20 de ani și zice: bă, tu nu poți să-ți dai seama, tu ești undeva și cum atingi niște oameni de la distanță și cu tot o altă generație decât tine. Dă-ți seama că asta, na, înseamnă o împlinire artistică extraordinară. Am înțeles că acum te-ai așezat la birou să scrii piesa 50 de ani. Cum merge? Cum merg versurile? Ca la 50 de ani, greu. Uite, dacă am face un exercițiu acum, tu care vorba aia, ai scris versurile acestei piese, da. Cum ar fi dacă ai înlocuit 20 cu 50? Cum ar fi? 50 de ani. Matur, da. Eu mereu vreau să fiu. Da, dar știi care e treaba? Că noi asta le și spunem oamenilor, că și la 50 de ani trebuie să fie exact ca în versurile astea. Deci exact 50, 60, 70 e același lucru. Și să știi că avem exemple de oameni de 60 de ani la noi la concerte care sunt ca la 20 de ani, cum avem și din ăștia tineri care sunt plictisiți ca la 50 de ani. Nu aș schimba versurile astea. Dar tu știi că ne-am cântat de două ori chestia asta noi împreună la concerte? La Sala Palatului. Și la? Unde? Că ai memorie mai bună, ești mai tânăr. Băi, n-a că m-am făcut mai tânără. La memorie ești mai tânăr. Da, da, da. Memoria mea e tocmai încărcată de dimineață. Am cântat la Brașov. Dacă mai ții minte. La teatru... Nu! În Piața Sfatului. Nu mai știu. Ba da, era un festival. Și țin minte, era un festival, era un fel de ceva, dar era o chestie, niște premii muzicale. Și ții minte că am stat toți, dacă mai știi, în spate. La premiile muzicale, da. Aceeași, la premiile muzicale, da, exact, da, da. Într-un ven, în spate, așteptându-ne. Da, da, da. Încă nu e gata, cât mai... Cred că am intrat până la 2 noaptea. Da, da, știu, da. Ce experiență nebună am avut și aia. Toate premiile alea muzicale se decalau îngrozitor. Incredibil. De multe ori știam că dacă noi suntem printre ultimii, nu o să mai am voie cu ei cânta. Lumea obosea și pleca la un moment dat. Da, da, acum toată lumea în fața micilor ecrane, în fața telefoanelor, în fața noastră. Și acum, voi, cântați și voi, că noi suntem obosiți. 3 și... Aia e că ai mei nu sunt ca doamnele alea care stau în primul rând și sunt cârcotașe, nu. Marius, foarte bună voce ai. Sunt baritonă? Da, da, da. Norocul nostru că suntem înțelegători. Da, eu cred că de la piesa asta, cum se spune, a fost istorie. Adică dacă la prima era așa, știi, asta e viața... La asta a venit ora de germană, după aia a venit Albinuța, dar după, am construit, dar... după Albinuța a venit Iarna, care iarăși a fost o piesă a fost puternică la ora respectivă. Da, da, da. A venit albumul 3D, că așa s-a numit albumul pe care e 20, și am lansat prima dată piesa 3D, Declarație de Dragoste, acum. Am fost un fraier când... Care a avut mare succes și urma să alegem al doilea single. Albumul apăruse pe piață. Și trebuia să facem al doilea single în toamnă. Și eu eram îndrăgostit de o piesă numită Cinema. Și băteam pe ăștia ai mei la cap, bă, vă rog eu, e frumoasă 20, dar hai cu Cinema. Și a zis, Gabi, uite, hai să întrebăm și oameni. Și, da, asta a fost tot. Asta a fost tot. Am întrebat și pe alții și Cinema n-a mai fost niciodată single, pentru că pe urmă am scos alt album și mă rog. Și acum, în 8 decembrie, la Sala Palatului a fost prima oară când am cântat-o live. O bucățică din Cinema, am făcut un potpuriu cu mai multe piese. Și a fost prima oară când am cântat-o. Te-ai aruncat vreodată de pe scenă? Nu. Așa, să am încredere că mă prinde cineva, nu? Păi da, eu de fiecare dată anunț. Mă arunc! Mă arunc, cine are curaj să mă arunc? Nu, la mine e poantă. La tine probabil că nu e poantă, la mine e poantă. Eu când zic mă arunc, nu cred. Și le atrag atenția tuturor celor din față. Vă atrag atenția că am slăbit 500 de gram de ieri până astăzi, deci pot să mă arunc oricând. Parcă ar fi făcut o cură de slăbire senzațională. Iubire, ce stai lângă noi? Că abia am ciugulit. Extraordinar, dar lasă-ne și pe noi să gustăm ceva. Dar lasă-ne să gustăm ceva. Eu vreau să îți pun o fotografie acum și să-mi spui cine e în cadru. Iarăși în ce an? Anul și cadru. Anul și cadru. Bineînțeles, fața ta este încercuită. Ia, că-s curios. Target. Vreau să-mi spui numele tuturor din acest cadru. Succes. Nu e greu. Cea de jos e Mădălina. Pe urmă, de la stânga la dreapta, Lulu, Laurențiu Niculescu, Călin Giambașu, Mirela, Ramona, Alice, Titi. Cum? Titi Bălteanu, ăla din mijloc, băiatul ăla. Titi Bălteanu, da. Ultra Titi. Ultra Titi, da. Dan Amladin, Carmen, Pop, pe urmă rândul de sus Simona, Mălina, Titus, Munteanu, Nadine, eu, incredibil, dar chiar eu eram, Adria. Adria. Și mai e cineva în spate acolo, dar nu e cu noi. A intrat în cadru persoana respectivă. Eu cred că de fiecare dată când erați la un concert, nu era chestia că hai să-mi fac o poză. Trebuia să sun adunarea și după aceea făceai o poză. Da, cam așa. Nu poți să îți imaginezi ce succes aveam la vremea respectivă. Fugea lumea după autocar ca după Michael Jackson, după microbus. Se spărgeau geamurile pe la casele de cultură prin țară când eram în turneu. Adică era o nebunie și țin minte și acum la Timișoara, în Piața Unirii, era arhiplină piața și oameni pe blocuri. Pe toate blocurile se urcaseră ca să ne vadă. Asta este un spectacol pe care cred că l-am văzut chiar la TVR. E posibil, da. Și a fost, pe vremea respectivă, noi nu aveam nici acum anumite microfoane de ambianță, nu sunt bine puse la punct. Da, exact. Și noi avem aceeași problemă. Dacă îți spun ce ni s-a întâmplat... La ce? În 8 decembrie 2022, așa? La Sala Palatului, am fost foarte pregătiți pentru că voiam să imprimăm concertul, să fie frumos, să-l filmăm, nu știu ce. S-au stabilit canalele, uite, astea 4 sunt de ambianță. Am avut om care a stat la recording, am avut om care a stat la sunet, am avut oameni pe scenă și abia spre finalul concertului și-au dat seama că nu puseseră microfoanele de ambianță. Am crezut că îi ucid pe toți. Acu Ierdina, tehnicul de scenă, sunetistul, omul de la recording, cine nu a văzut că-s 4 canale alocate care nu au niciun semnal. Așa e la Sala Palatului, nu știu cum să spun. Știi ce a trebuit să facem? Să facem din sunetul de cameră, să prindem niște ambianță, o nebunie. Și tot nu s-a auzit cum... Și nici din alea de ambianță, de fapt, nu se simte aia, energia aia publicului. Eu de asta ți-am spus că... Mai bine mergeai cu boom-ul. Prindeai de peste tot aplauzele și era ok. Tu ai cântat o melodie într-un mod pe care nu l-am mai văzut niciodată, astfel interpretat. E o melodie... Atunci? Da. Dacă știu la ce te referi. Deci treaba ta, nu știu cum știi la ce mă refer, eu nu știu ce ai făcut. Eu nu știu cum ai putut să cânti o melodie pe ritmul ăla, în genul ăla muzical. Eu o să spun acum melodia, așa cum sună ea, Neaușă, de la mama ei. Și mi explici frumos cum s-a întâmplat lucrul ăsta, te rog din suflet să-mi spui. Așa melodie și așa... Hai să văd dacă e aia la care mă gândesc eu. Da, eu cred că aia este singura care... Am avut două, în școală am avut două momente cu care am ieșit în față, ca să zic așa. Și să văd la care te referi. Deci... Da, în general, în școala vetelor am fost în linia 2. Mie nu s-a părut. Eu așa m-am simțit. Eu cred că asta a fost de linia maritimă Onedit, cum era. Deci asta... Yeah. Deci, iartă-mă. Deci, atunci mi-am dat seama că într-adevăr e o acută senzațională. E adevărat că diferența asta de strofa de octavă plesnit după aceea nu era potrivită pentru... Dar cine a făcut ritmul ăsta îndrăcit de salsa? George Națis. George, te sărutăm! Tu... El, sper că mă ține memoria, dar eu știu că el a orchestrat, el a făcut. Se reduce aminte. Și ce tonalitate vrei? E aceeași? Do! Da! Do! Dalele! Aha! Dalele! La lele! Frumoasele mele, la lele! Oe! Cât îndrăcesc aceste flori! Mamă, ce mișto! Tipul în multe culori! Dă-mi voie mie! Ce îndrăgostit și lume cât de graiuri, dar n-am vorbit. Ce cură mi l-au luat în clipa în care m-au sărutat. La lele, la lele, frumoase ca visele mele, suntem uniți și fericiți. La lele, la lele, floriți. La lele, deci ăsta e cu la lele. Care a fost al doilea moment în care crezi tu că te-a pus în valoare la școala vedetelor? A fost duetul More Than Words cu Adi Despo de la Mamaia. Ăla a fost un moment pe care știu că foarte multă lume l-a amintit mulți ani după aceea, după terminarea emisiunii. Înțeleg. Cred că le-a plăcut foarte tare. Eu cred că, dacă stau bine să mă gândesc, a fost una dintre cele mai frumoase și longevive pepiniere de talente generate de o emisiune de televiziune. Sunt foarte multe alte pepiniere. Atenție! E una să te lansezi. Pentru vremea respectivă a fost, wow, ceva... Na. Și tot formatul ăsta creat de un român, nu de... Da, școala de cei de afară și cumpărat de români. Mi-a venit un mesaj? Vin mesaje, ce scuze. Curg mesajele. Am dat drumul la sunet să se audă, perfect, mai tare. Și începem. Dragă Horia, știu că în podcasturile tale inviți numai oameni de valoare care au confirmat în carierele lor, super cunoscuți, însă eu am pentru tine o sugestie. Te rog eu din suflet, cunosc un tânăr foarte, foarte talentat, de valoare, are tot viitorul în față, sunt convins că va confirma, Călin Goia îl cheamă. Un băiat, îl cunosc de foarte mult timp, practic de când avea părul lung. Măi, băiat serios, clujean 100%, am fost la el acasă, adică pot garanta pentru el. Mă, dacă îl inviți pe băiatul ăsta, eu îți promit că tu vei avea o ediție foarte, foarte bună cu asta. Pentru că cântă bine, are tatuaj pe ceafă, e tot ce trebuie pentru o ediție de succes. Deci dacă cumva veți fi amândoi acolo, vă pup pe amândoi. Dacă nu va fi, te pup doar pe tine. Da. Hai, sper să-ți iasă, vă pup, pa. Mersi, da, Titi. Întotdeauna Titi e super simpatic. Da, spune, da. Ce tatuaj ai? Parcă am văzut un tatuaj. Ce tatuaj ai pe spate? Asta e primul tatuaj pe care mi l-am făcut în 1998. Din 98 ai tatuajul ăla? L-am mai refăcut odată, adică l-am mai bătut odată, cum se zice, că știi, ieșea părul și acum nu mai am aceeași problemă, că nu mai scoate culoarea nimic. Așa. Dar da, l-am mai recolorat odată. Recondiționat, exact. Reamenajare pe aia. E un tribal care, mă rog, eu l-am ales din motive estetice, nu din, în povestea din spate era că atrage energia pozitivă. Dar eu l-am făcut că arată bine, nu pentru asta. Că eram destul eu de pozitiv. Da, da, exact, exact. Pozitiv nu mai am nevoie de treburi de genul ăsta. Ăla a fost primul pe care mi l-am făcut și pe care... taică-meu și l-ar fi dorit să nu existe. Și a fost șocat, după care s-a obișnuit. Totul e de obișnuință. După aia mi-am mai făcut încă vreo 4, dar n-a mai fost problemă. De când nu ți-ai mai făcut un tatuaj? Nu mi-am mai făcut de ceva vreme, de la... Acum urmează să mai fac unul, da, asta zic de vreo 3 ani, 4. Pentru că am un tatuaj pe spate aici care are legătură cu băieții mei. Așa? Și între timp apărând și o fetiță, am zis că... ar trebui să mai fac încă unul. Și atunci s-a băgat și soția, care a zis și eu, cu mine ai vreun tatuaj? Am zis, hai că îl combinăm, fetele din viața mea să fie într-un alt tatuaj. Cum o cheamă pe fetița ta? Maruca. Maruca, frumos. Da. Andreea Maruca. Păi cum le combini? Andreea Maruca. Trebuie să vină un artist plastic talentat. Tocmai că nu vreau să fac orice și nici nu vreau să-mi scriu ca inimă Andreea... Maruca. Știi? Uite, apropo de tatuaje și de întâmplări, aș vrea să-mi explici una dintre cele mai... Eu zic că această poză este de departe una dintre cele mai tari. Este vorba de poza care vă cuprinde pe 3 oameni și deasupra, într-un soare, este Titi, pe care tocmai l-am văzut. Și vreau să-mi spui întâmplarea aceasta și vreau să-mi povestești întâmplarea de la filmare. Aceasta e poza. Da, a fost o ediție aniversară. Nu, cred că erau 40 de ani de televiziunea română. Asta înseamnă că e 96, da. Da. Zic bine, nu la 40. Da, 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 46, da. Și în 56. Aici eram Trio Grigoriu. Trio Grigoriu, Dan atenție. Amladin, da. La mijloc sunt eu și Adi Despot. Și în soare în spate Titi, Bălteanu, da. Da. Iar ei toți au chelie. Da. Iată că... Pusă de la... Acum avem una naturală, atunci trebuiau să ne pună chelia. Acum o avem. Atunci s-a pus chelia. Ce cântați acum? Cred, ceva cu broscuța aia, cu broscuța wax? Da, cred că da. Da. Tatu acolo, Trio Grigoriu. Cum s-a întâmplat? Adică ați putut să... Am trecut prin toate... Toți ani, da. Cred că în aceeași ediție a fost și Lalele, dacă nu mă înșel. E insistat asupra melodiilor vechi. Și Titi a cântat Macarale. Țin minte că Macarale e făcută pe un ritm de ăsta de, cum se numea pe vremea aia, jungle. Era ritmul jungle. Aș vrea să știu, Titi. Prodigy. Stai, mă, trebuie să sunăm, că mă interesează chestia asta. Titi, cum e, mă, aia cu Macarale? Deci poate răspunde, poate... Și el, mi se pare că el a și orchestrat-o. Titi a orchestrat Macarale. Aia piesa aia, Macarale, râde soarea și Macarale, în zor de zi, urcă cale. Și acum explicăm jungle-ul, cum vine jungle-ul. Era ritmul ăla de jungle, așa se numea ritmul. Ia, că Titi poate să-ți-l facă, poate să-ți facă... Bună, Titi! Hei, salutare! Salut, Titi! Sunt aici cu Călin, prietenul tău. Uite, ai pus o vorbă bună și m-a chemat, Horea, până la urmă. Noroc, nu pot să cred. Băi, Căline, vezi că o să ai mari șanse de acum încolo, însutite. Păi, în sfârșit mă vede cineva. Îl lansez, că nu se mai putea așa. Chiar e un băiat care merită, măi, păcat. Mulțumesc. Gata, noi. Mulțumesc foarte mult și pentru pachetele alea pe care mi le-ai dat, de margarină și cu unt. Și faină. Și ulei. Să le consum cu grijă, că am colesterolul destul de ridicat. Hai, vă pup acolo. Stai, că vrei să te întrebăm ceva. Băi, în urmă, în 96, tu ai cântat melodia Macarale. Practic, da. Cum era ritmul? Jungle, nu? De Jungle. Era ritmul de Jungle, da, corect. Dar cum era ritmul ăla de Jungle? Vrei să ți-l redau așa în direct? Da. Așa, Prodigy, gen Prodigy. Da, un fel de manea, dar... Băi, un fel de manea tip Prodigy. De pe vremea respectivă. Bun, fii atent, noi acum o să facem jungle-ul manea Prodigy. Așa? Și tu va trebui să cânti, Titi, pentru că dacă am povestit ceva cu Călin, ce frumoasă a fost vocea ta pe vremea când erai de 20 de ani. Ca la 20 de ani. Deci, ritmul e așa. Și acum tu cânti. Macarale, soare, geti, macarale. Auzi, practic, spune domnului de la Tobe să-și pună metronomul. Spune-i domnului de la Trobe să-și pună metronomul. Păi și-a pus. Are un metronom ala lui Cornel Chiriac de la Europa Liberă. A, păi zi așa, mă, că ăla e bun, ăla e bun. Am cântat și eu cu metronomul ăla odată. Băi, în orice caz, este singura dată când am auzit Macarale. A fost singurul în istoria muzicală a acestui popor care a cântat Macarale în Jungle, în Prodigy. Și îți mulțumim foarte mult pentru toate amintirile pe care ni le-ai furnizat. A fost o piesă care a rămas ani de zile. Ce să oferim umanității, da. Îți doresc multă oaftă și sper să ne vedem la concerte. Te pup, Titi. Să sperăm, da, să sperăm. Dacă nu aici, poate la Londra. Hai, că vedem noi. Când mai creștem și noi ajungem la Londra ca tine. Nu. Noi avem la Țândărei. Du-te tu la Londra. Hai, ceau. Ok, și la Țândărei, dar vă invit eu odată la Londra să vedeți că au acolo niște burgeri foarte buni. Mulțumim, Titi, mulțumim. Da. Hai, vă pup. Pa. Ceau. Asta e lampa lui Aladin. Când ai poftă de ceva, apeși și gata, se rezolvă. Exact, cum faci chestia asta, imediat vine. Penso solo così non ritorni mai più. Să dăm versurile la o parte. Nu mâncam nimic, nici solo de più. Ne încurcă microfonul puțin. Și acum e rândul tău să-mi spui dacă-ți place cei de desubt. Lângă salata asta sau o pui cui. E perfectă. E pe gustul meu. E minunată. Aș mânca mereu. Da? Muș de vită. Ce poate fi mai bun? Când o mănânci la momentul oportun. Eu cred că trebuie să facem un cuplu de... Nu de... Auzi... Doamnă și domnilor, vă prezentăm cuplul de comici, Călin și Horia. Da. Cum ar fi, mă? Cum ar fi? Te întreb așa. Cum ar fi să apărem noi, să cântăm? Bine, n-am mai cântat de câteva ori împreună. Și chiar nu ți-am mulțumit. Da, chiar mă gândeam că poate mai cântăm piesa aia frumoasă. Dar nu știu dacă te-ai pregătit. Tu nu mi-ai spus nimic, nici ce cântăm, nici... Eu nu sunt total nepregătit. Totul e spontan, totul e direct, indirect. Piesa aia se numește Crede. E o piesă pe care o iubesc foarte tare. I believe I can fly. Asta e? Nu. Dar care... I believe in children of a future. N-a fost single. Ce părere ai despre piesele care nu sunt single, dar au rezistat în inimile anumitor fani? Ce crezi despre aceste piese? Apropo de... Eu cred că trebuiau să fie single, doar că n-au mai apucat din diverse motive. Cum e și piesa asta, care în continuare adună vizualizări, de fiecare dată când o cânti la concert, are succes, deși oamenii nu o cunosc. Cine îți face vocea a doua în timpul concertului? În general, Adi, clăparul nostru. Aha, Oli, da. Ah, sau Oli, da. Ah, și Oli cântă. Și l-am văzut cântând o melodie de-a lui Vali Sterian, de-a tatălui. Da. Anotimpurile. A fost un spectacol frumos ăsta de acum, de la sala Palatului. A fost... Momentul ăla a fost foarte emoționant, că și cel mai emoționant a fost pentru el, după mine, așa, mai ales am văzut ulterior filmarea, pentru că a cântat și fetița lui. Și întotdeauna știi foarte bine, dacă copilul face ceva, e cu totul special. Mai special decât cei 4.000 de oameni, mai special chiar decât faptul că a cântat pe ecran tatălui. Faptul că lângă bunicul. El era fetița, da, da, fetița lui a fost... Dintre toate piesele pe care le-ați cântat, există una pe care ne-am permis să o reinterpretăm. În care formulă, lucrurile nu sunt pe vibe, pe cadențe puternice, și sunt pe... Sentiment. Să-i zic, pe feeling. Feelings, nothing more than feelings. Atenție, piesa... Sunt curios. Da. Despre ce e vorba. Și cred că după emisiunea asta te duci acasă, le dai un mesaj tuturor. Și facem un rework. Dar ce fel de rework? Rework super acustic. Deci piesa este asta. Deci așa începe piesa, da? Deci... Cânti tu prima strofă? Cânt eu prima strofă. Bun pariu că ai iubit cândva, credeai că-i jumătatea ta și-ai plâns o noapte întreagă când a plecat în grabă. Simțeai că-i gata viața ta, dar de mâine toate astea nu vor mai conta, Dacă cer să spui așa, am să trec și peste asta. Ce va fi, va fi. Am să strig iar, asta-i viața. E și mâine o zi, am să trec și peste asta. Ce va fi, va fi. Am să strig iar, asta-i viața. E și mâine o zi. Și pun pariu că ți-ai dorit cândva, așa e, ceva ce n-ai putut avea. Și te întrebai cum oare doar alții pot să zboare, să ajungă ei la steaua ta. Să trec și peste asta. Ce va fi, va fi. Am să strig iar, asta-i viața. E și mâine o zi. Am să trec și peste asta. Ce va fi, va fi. Am să strig iar, asta-i viața. E și mâine. dacă faci niște repetiții, iese mai bine. Deci, când faci asta? Asta trebuie să făcut. Asta. Deci faci așa. Adică să știi că ar merita. Nu, cred că am schimbat multe piese în maniera asta, dar nu pe asta. Asta arata energie și așa, încât tot timpul am păstrat-o așa ca să pulseze oamenii. Păi uite, da, e o idee bună, cel puțin, uite, poți să începi așa, să cânti o strofă, un refren și pe urmă să intri în ritmul ei de la mama ei. E vorba de cât ești dispus să schimbi în urechea ta ce a intrat, știi? Că asta era și una dintre dilemele lui Michael Jackson. De fapt, nu erau dileme, le știa clar că trebuie să cânți exact melodia cum ai ascultat-o atunci când ai ascultat albumul. Dar, având acustic momentul, ai toată motivația din lume să poți schimba ceva. Da. Să poți schimba ceva! Oricum, piesa hit va fi cea cu friptura de vacă. Aia e piesa hit. Nu aia știu, e și cel mai bine. Ăla e hit-ul. Am aflat că tu, fiind un tată ireproșabil, model, atât fizic cât și intelectual, tu povestești copiilor atunci când îi adormi, inventezi povești. Îți ascultă experiența ta și uite, îți pot da o idee. Dar înainte de toate, mai ții minte, fii atent aici, mai ții minte, mai dragă Marie, mai ții minte, mai dragă Călin, vreo poveste pe care ai inventat-o, pe care ar putea să ființeze într-o carte de povești pentru copii? Te-ai gândit vreodată la chestia asta? Nu, că toate... Au fost scrise înainte. Toate fostele soliste scriu acum cărți de povești. Eu nu vreau să le iau din talent și recunoaștere. Nu le-am reținut, pentru că de foarte multe ori, după ce le spuneam, venea și mie să adorm. Dar îmi trecea prin cap în momentul în care le finalizam și vedeam că... Ai imaginație? Da, zic, băi, cred că le-am legat drăguț și uite, asta nu-i mai bună cea din cartea pe care am citit-o puțin mai devreme. Exact, asta e. În general, eu, cum e, se decurge cel puțin cu fetița mea acum, îi citesc prima dată, pe care zic, băi, acum trebuie să ne culăm. Bine, sting lumina, zice, dacă îmi spui și o poveste. Ok, spun o poveste. Și pe care îi spun, dăm 3 subiecte și facem pe subiectele tale. Și ea dă 3 subiecte și eu la început trebuia să aleg. După aceea trebuia să fie 2 dintre ele și mai nou trebuie să le combin toate 3 subiectele pe care mi le dă. Înțelegi? Deci, un fel de lecție de creativitate care cred că e foarte folositoare pentru mine ca textier. Să găsesc idei așa. Uite, și să le îmbin între ele. Eu, la început, când dormeam amândoi cei mici, Toma și Mina, stăteam cu amândoi și le povesteam. Dar eu nu puteam să fac o poveste care să-l aibă protagonist pe unul, fără să fie și celălalt în poveste. Astfel încât tot începe așa. Au fost odată doi copii, Toma și Mina. Înțelegi? După aceea începeam. Mina s-a dus acolo și Toma a făcut asta și așa mai departe. Da, ar trebui să... Dar toate astea provin din dragoste, mă gândesc. Clar. Pentru că tu vrei să fii în același timp și să scoți o pildă. Uite ce s-a întâmplat. Uite, vezi? S-au dus acolo și uite ce s-a întâmplat. Dacă erau cu minți... Să-i și placă. Exact. Să-și adoarmă. Să-și adoarmă. Și nu trebuie să fie prea tensionată, că după aceea... Când crezi tu, după o oră, ați adormit? Nu, spune continuarea. Lasă-mă că noi suntem la seriale. Știi? Ce mă fascinează pe mine este că la o săptămână de la o anumită poveste, ea își amintește povestea și zice, asta e cam povestea aia cu castelul care nu știu cum faci. Și eu ziceam, îmi spune, mi-amintesc câte ceva, dar a fugit de mult ideea. Rămân la ideea că sunt cei mai buni profesori ai noștri. Ei ne setează standardul. Dacă vrem să fim mai buni, trebuie să fim și mai calmi și mai răbdători. La tine cum a fost? La mine a fost exact cum spui și, cum să spun, odată cu ea au apărut și cele mai mari frici ale mele și cele mai mari realizări ale mele. Pentru că să-i vezi pe ei cum cresc, cum se dezvoltă, cum încet, încet, mai ales cei mari, se transformă în bărbăței. Ai mei au acum, anul ăsta împlen 16 și 15, adică deja... Da, sunt mari. Și să știi că n-ai ratat niciun eveniment important din viața lor, e, cum să zic eu, cea mai mare satisfacție pe care poți să o ai. Dincolo de tot ce am cântat, tot ce am realizat, acolo îți pui cu adevărat amprenta asupra oamenilor. Și sper să nu greșești. De unde și cu ce am început apar și fricile. Fricile vis-a-vis de responsabilitatea pe care o ai. Odată să nu se întâmple nimic și așa mai departe, dar și pe urmă cum îi influențezi, în ce mod, cât ești de prezent, cât ești de absent. Cât ești de prezent chiar dacă ești absent. Ca apropo de răbdare, cât reușești să-ți păstrezi răbdarea când ți-o mai pierzi, că nimeni nu-i perfect. Cât de rău ai divagat de la traiectoria pe care trebuia să o ai. Și tot așa. Pentru că am discutat despre o piesă și mi-ai mai tras de ureche. Că nu o cântăm. Că nu o cântăm. Pentru că mesajul ei, apropo și de copii, mesajul ei este cel mai important, mesajul dincolo de linia melodică, care e frumoasă, dar vorbele sunt cele pe care le iubesc eu. Eu nu vreau să avem probleme, să fiu uitat vorbele, de aceea astea sunt vorbele. Da, și chiar e un lucru bun. Apropo de asta și de pandemie, când am ieșit din starea de urgență, așa, și am intrat în aia de alertă, în 15 mai 2020, că țin minte și data, am avut un concert pe un acoperiș online. Așa. Și noi nu ne văzusem, cum era treaba aia cu izolare, așa. Da. Am zis, hai să repetăm și să iasă bine concertul. Am repetat și la spre final mai erau două piese în playlist. Dă vina pe Volta și 20. Și eu le-am zis colegilor, bă, hai că astea le-am cântat, n-avem nicio problemă. Ce vrei să spun? La Dă vina pe Voltaj a început piesa și am avut un blank total. Nu mai mi-aminteam niciun vers din piesa respectivă. Și nici public în față cu care să... Hai, ziceți voi chestii de genul ăla care te salvează în anumite situații. Și uite așa am... bulbuit pe 3 posturi de TV muzical și pe 3... pagini de Facebook, Kiss FM, Rock FM, Magic FM, tot, exact. Și nu mai vreau să trăiesc acele momente, așa că e foarte bine cu versurile aici. Da, numai că îți spun un lucru pe care l-am observat. Dacă tu citești versurile la o piesă pe care o cunoști și brusc, înainte de refren sau în timpul ei, dai astea la o parte, memoria fotografică revine greu. Pentru că toată atenția ta era pe aceste versuri. Citești. Am încercat să fac trecerea asta de câteva ori și chiar că e foarte problematică. Adică ori începe piesa cu versurile în față și rămâi așa, ori versurile în minte. Mai ții minte, începeai tu, nu? Începeam eu și intrai tu. Surpriza, oamenii, delir. Crede în iarba ce iese din neam, crede în iubirea ce nu va pleca, crede în zâne și uită de smei, crede în dorințe împlinite la 3, crede că orice boboc va înflori, crede că ea într-o zi îți va zâmbi, crede că azi e mai bine ca ieri, crede că viața-ți va da ce-i ceri. Nu-ți fie teamă, va fi bine, nu-ți fie teamă, crede în tine și soarele te va vedea. Nu-ți fie teamă, va fi bine, nu-ți fie teamă, crede în tine. Măcar puțin ploaia va sta. Oh. Crede în glasul din inima ta, crede și ce ochii nu pot vedea, crede că poți fi mai bun decât rău, crede în ochii copilului tău, crede în soarele de după nori, crede în surâsul iubitei din zori, crede în mâine, nu privi înapoi, crede în tine, în mine, în noi. Nu-ți fie teamă. Tot ce-i frumos e chiar în fața ta. Doar că în asta așa-i să poți vedea. Tot ce-i frumos e chiar în fața ta. Doar că din asta așa-i să poți vedea. Nu-ți fie teamă, va fi bine. Nu-ți fie teamă, crede în tine și soarele te va vedea. Nu-ți fie teamă, va fi bine. Nu-ți fie teamă, crede în tine. Măcar puțin ploaia va sta. Live cu Călin. Da, așa era. Ce frumos a fost și momentul ăsta. Și cu tine pe scenă și cu mine în sală la concertul tău. Da. Când ai coborât de pe scenă. Dar tu nu știi că exact ca acum. Bine, atunci repetaserăm pentru că cântasem. Păi cântasem cu un an înainte sau nu știu. Dar nu știam. Acum au trecut ceva ani de când am cântat. Cred că au trecut vreo... 10 ani de atunci, da. Chiar 11. Dar te întreb o chestie. Tu atunci când ai venit la Sala Palatului, la mine la concert, tu nu știi că o să cobor la tine? Nu. Dar știi că pe mine mă distrează lucrul ăsta. Da, ai avut o... Ce? M-ai lucrat pe la spate cumva. Eu am vrut să-ți văd concertul și așa, dar... Auzi, de unde ai știut unde sunt? Eu mereu lucrez pe cineva pe la spate. Pentru binele artistic. Stai, pentru binele artistic. Bă, oricând te prind foarte bine piesele astea. Noi avem mai multe. Vezi, la noi se pune problema. Noi avem mai multe lente decât rapide. Tu ai mai multe energetice decât lente. Da. Deci noi facem mai ții minte că pe vremuri... Împreună e bine. Trebuie să cântăm împreună la Sala Palatului. Da. Auzi, da, înainte când tu cântai cu trupa, mai zic o altă, nu, mai zis. Înainte de Voltaj? Înainte de la Cluj. Alfa, așa, iartă-mă. Prima trupă. Bineînțeles. Voi cântați cover-uri. Da, clar. Da. Care a fost cover-ul tău preferat? Ții minte că, apropo, am avut aceeași trupă, mă rog, când eram în primul an de facultate, că am dat la TCM în Brașov, în 91, 92, eram acolo și cântam la baluri de studenți. Și care era trupa, care era melodia care cântată leșinau toate studentele? Mai ții minte? Noi atunci cântam compact mult, fiind tot din Cluj. Și noi fiind... Care era piesa? Cântec pentru prieteni, Fata din vis, erau mai multe. O știi? Le știi? Cristian le știe. Mi-amintesc de tine, stăteai în fața mea. A fost de ajuns o privire ce n-o pot uita. Brațele amândouă încerc să te regăsesc, să fim din nou împreună. E tot ce vreau și îmi doresc. După aceea noi mergem mai departe. Dacă vrei să fii cu tine. Ne ține că am făcut un colaj. Te voi aștepta, voi veni pe strada ta. Te aștept mereu, fără tine mi-e greu. Te voi aștepta, voi veni pe strada ta. Te aștept mereu, fără tine mi-e greu. Da, vai, dar mie mi-a plăcut foarte mult melodiile astea românești, eram mort după ele. Și cred că în primii ani... Și eu la fel. Da, da. Și după trio-ul ăsta, Iris Compa, Holograf. Erau plăcerile mele, dar după aceea m-am intrat, când am intrat și am făcut albume și mai departe, nu m-am depărtat de ele. Adică eu cred că voi mai trebuie să băgați o singură chestie, iartă-mă că... Eu tot timpul cu ceva de percuție în mână. De fiecare dată mă gândesc la asta. Cred că trebuie să strecurați... Știi de ce? Pentru că trebuie să strecurați muzici de-astea care ne-au influențat. Pentru că, până la urmă, uite, pot să spun foarte clar, că tu m-ai influențat. La modul tău de a privi scena și nu pot să uit. Tu ai o mișcare pe care eu când ți-am văzut, am încercat să o emit, dar e mișcarea ta. Așa cum, nu știu... Freddy are mișcarea cu ăsta. Da, da, da. Cu... da. Așa cum... N-a fost ceva... Nu, a fost... gândit cu... sau... Nu, știi și că... mai rău de atât, oamenii au considerat că știu să și dansez. Am tot chemat la emisiunea Dansez pentru tine și le-am zis că nu, eu chiar nu pot. Băi, da, de mișcarea lui Călin e foarte simplă. Dar este dată de faptul că el vrea să participe cu tot corpul în melodie. Îi place la nebunie, nu poți să te duci 2 metri mai încolo, că o să cazi peste scenă. Dar trebuie să mă miști. Dar trebuie să faci ceva și corpul trebuie să se miște. Și mișcarea asta cu un pas înainte a ta, de fiecare dată a fost un trademark pentru tine. Da. La fel ca, adică tu ești în linia asta. Cu Angus Young, cu Freddie Mercury, da, Jimmy Jagger. Mulțumesc. Deci și a venit al nostru Călin Goia care a făcut mișcarea respectivă. Spune-mi o chestie, de câte ori s-a făcut mișto de numele Goia? Adică ți s-au spus marele pictor? Ce mai face pictorul? Când am venit la Voltaj, toți aveau poreclă și au zis, băi, tu ce poreclă? Eu zic, eu n-am nicio poreclă, păi trebuie să-ți creăm noi una. Și cineva a zis, păi o să fii pictorul de acum. Și au încercat să-mi tot spună pictorul, dar nu s-a legat. Știi cum? Porecla aia trebuie să se lege cumva de tine. Îți spun eu, Goia este... Când eram mai micuț, mă mai tachina lumea cu Goie. De la domnul Goie, de la Goia îmi ziceau Goia. Asta e cu pictorul mai puțin. Poți să te citez? Dragii mei, vreau să vă spun că discutăm despre... de unde ai luat alea. Nu știu dacă mă citez sau nu. Ce e? Sunt cuvintele tale. Yeah. Vreau să vă citesc din cuvintele pe care le-a zis chiar Călin. Citez. Când am decis să plasez primele mele acțiuni... Oh. Deci acum intervine gata. Studentul de la științe economice. S-a dus. Gata, uităm artistul, uităm. Acum dăm la artistul de la Bănci Finanțe. Când am decis să plasez primele mele acțiuni la SIF-urile sau diverse bănci, nu știam aproape nimic despre așa ceva. Chiar m-am amuzat. Odată cu primele câștiguri a venit și prima mea greșeală. Care a fost aia? Prima mea greșeală a fost că am avut încredere în broker până la capăt și cumpăra și vindea ce credea el. Și mi-am dat seama că prima lecție în orice investiție o faci este să știi tu absolut tot ce se întâmplă acolo cu banii tăi. Adică dacă te întreb acum pe tine, tu ești un expert în a-mi spune cum să investești. Nu, dacă... nu, nici pe departe, nu sunt expert. Dar când a venit criza din 2008-2009 atunci, da? M-am trezit cu niște acțiuni la niște companii care nici n-au mai existat după. Adică foarte mici și speculative, care s-au dus pe apa sâmbetei. Am pierdut mulți bani din concerte acolo. Și e un sfat pe care îl dai tu tânărului om care acum cântă și câștigă bani în urma cântării, în loc să se ducă la păcănele, da, cazinouri și alte, da, surse de pierdere, să zică, dom'le, investesc. E foarte important asta. Iar acum dacă te întreb eu pe tine, în ce trebuie să investească un tânăr muzician care a primit tocmai o soldă generoasă de bani din urma cântărilor? Eu am învățat la facultate o regulă foarte importantă, să-ți pui ouăle în mai multe coșuri. Adică nu investesc într-o singură, într-o singură parte. Poate să fie domeniul imobiliar, poate să fie bursă, poate să fie cripto, poate să fie... nu știu, chiar și dacă ești mai cu un apetit la risc mai mic, poate fi și un depozit bancar mai nou, că îți aduce o dobândă. Dar ideea este să te preocupe investițiile, pentru că succesul ăsta e trecător în general și pot să vină vremuri grele și atunci, dacă între timp te-ai spart în figuri, s-ar putea să ai o problemă. Mâna sus, copii! Cine... Există caz de... Îl știți pe MC Hammer. Așa. El este caz de... la Facultatea de Științe Economice este prezentat cazul lui de Vita Maistaru, care a ajuns, a dat faliment. De așa nu. Îl știți aia, cu Ken Tajdi's. Da, 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 sigur că de... El a ajuns să dea faliment și este povestită... Adică ce a făcut el? Toți banii a aruncat undeva? Da. I-a investit prost, ca să spun așa. Și spune și unde le-a băgat și de ce a greșit. Da, nu mai țin minte. Da, e o întreaga involuție. Greșeala, el a făcut-o pentru că nu era informat în sensul ăsta pentru... Da, și pentru că era luat de val, cum ar veni. Tu, în ultima perioadă a vieții tale, ți-ai introdus bani în criptomonede? În ultima perioadă, nu. În ultimii ani. Eu am introdus la timp, nu acum. Mâna sus, copii, care are... banii băgați în totul felul de cripto. Asta e mâna sus? Scuze-mă. Asta e mâna sus sau... Eu am în cripto. Cristian, în cripto? Da, bine, în cripto, tot așa. Sunt multe locuri unde poți să te bagi. Poți să te bagi în ICO-uri, poți să te bagi în monede care... Iartă-mă, eu sunt cu Do și Fa. Cu Do, Re, Mi. Cum? În ICO-uri erau prin 2017. Aha. În NFT-uri, în cele mai, cum să zic eu, prolifice sunt alea monedele care îți permit să faci stake, adică să-ți producă dobândă, nu doar să le ții. Și să poți, îți permit să aștepți o perioadă în care piața e în jos și între timp să acumulezi și să-ți mărești portofoliul. Dar nu e un... Adică eu nu mi-aș investi foarte mulți bani în domeniul ăsta, care e încă foarte la început și foarte riscant. Una dintre afacerile tale pe care ai făcut-o alături de Andreea, soția ta, este... Pregătiți-vă că n-ați auzit. Deci este... Nu cu... E flipping, dar nu e flipper cu peștele. Nu da. Este flipper de apartamente. Andreea este și fotograf. Da. Și ea le are cu designul interior. Și cu, în general, cu arta vizuală, și are un ochi foarte bun la treaba asta. Îi place, o pasiune. Explică flipping-ul ăsta ce se întâmplă. Iei un apartament la care îi vezi potențialul dincolo de degradarea în care a ajuns. Aha. Adică un apartament vechi, care mai are parchetul ăla de la mama lui, nu laminat de plastic, care are ușile care nu se mai fac, mai are clanțele intacte și așa mai departe, și dai viață. Asta este una dintre, pot să zic, o pasiune pentru noi doi. Câte apartamente ați rezolvat până acum în felul ăsta, dându-le viață? Nu foarte mult, vreo 4. În primul rând e foarte greu să le găsești, pentru că, în general, apartamentele vechi, multe dintre ele sunt în blocuri cu probleme. Am înțeles. Și acolo nu investește nimeni. Nu, și nici. Chiar dacă îți frumoase, îți dai seama că nu mai ai cum să faci, pentru că într-un bloc nu prea poți să schimbi. Dacă iei o casă, e altceva. Poți să o iei și să o consolidezi și să o faci altfel. Dar într-un bloc depinzi de o asociație de proprietari, de vecini și mai departe, lucrurile se mișcă greu. Am înțeles. Deci trebuie să cauți un loc care să nu depindă de birocrație de genul ăsta. Nu, un bloc solid. Și pe urmă, apartamentul să nu fi trecut prin mâna altora care să-i fi dat o față mai comercială, dar de fapt care să fi stricat foarte mult. Am găsit și din astea cu termopane din albe de plastic și alte lucruri. Da, termopanele omoară vintage-ul. Dar e ca la emisiunile alea. Eu chiar aș face o emisiune pe tema asta cu apartamentele. Este ca la acele emisiuni când te duci să-ți tunezi mașina și îți iau băieții o mașină care e ruginită și așa mai departe și până când trag pânza de pe ea este ceva super, pentru că de fapt baza era acolo, dincolo de rugină și dincolo de orice. Esența e acolo. Doar trebuie să aibă cineva. La fel se întâmplă și cu apartament, dar trebuie să fie într-adevăr cineva Și la finalul emisiunii să spună mut autocarul. Nu știi? Nu. Nu știi ce asta mut autocarul? Emisiunea de la ProTV. Visuri la cheie. Și vine, da. Și vine... Așa, ok, și vede casa, da. Casa nouă făcută și mut reparată. Autocarul. Eu cred că v-ați comportat, tu și Andreea, ca două... Și intrăm într-o... Stai, încep eu. Bați... Da, mă, să... Poate... Stai că omul mi-a spus printre cuvinte că dacă uită ceva. Poftim. Deci, pe scurt, Călin, tu și Andreea v-ați comportat ca două... flori. E atât de scurtă vara și e plin de flori. Te înconjoară și te agață cu parfumul lor. Din floare în floare ca o albinuță vrei să zbori. E atât de scurtă vara asta și e plin de flori. Iubita mea are un grill, îl ține jos la mezanin și vrea să aduc mușcata mea să experimentăm ceva. Și spune ce mult mi-a plăcut, că napolenii s-a de mult. Și îmi șoptește că ar mai vrea mușcata mea. E atât de scurtă vara și e plin de flori. Te înconjoară și te agață cu parfumul lor. Din floare în floare ca o albinuță vrei să zbori. E atât de scurtă vara asta și e plin de flori. Nebunia de culori, vrea să aleg și alte flori. Cu o mimoză aș încerca să experimentez ceva. Să nu mai fie așa timidă, când o ating să se deschidă și să-și dorească lângă ea. Mușcata mea. E atât de scurtă vara și e plin de flori. Te-nconjoară și te agață cu parfumul lor. Din floare în floare ca o albinuță vrei să zbori. E atât de scurtă vara asta și e plin de flori. Dacă aș fi avut așa un Kalashnikov, mai dăm și așa, făceam pedale. Deci asta a mers așa, știi, am ghițit-o, a mers ca o, ca un steak bine făcut, știi, piesa asta, pac! Asta nu poate, cum ar fi piesa asta să o dai? Mai așa, mai... Deci nu, asta e imposibil să o dai mai lent. Asta trebuie să fie așa, veselă și... Doamne și domnilor, astăzi ne-am propus să schimbăm toate fetele, piesele, albinuțele, mușcatele, iertați-mă, mimozele. Hai, băgată! Dar mai complicate o să fie strofele. Refren. Nu, uite, merge bine. Cu stopuri. Iubita mea are un crin, îl ține jos la meza. Very wide. Very wide. Să experimentăm ceva. Îmi spune ce mult i-a plăcut. Canapă. Și îmi șoptește ce-ar vrea. Mușcata mea e atât de scurtă vara și e bine. Te înconjoară și te agață cu parfumul tău. Din floare în floare ca un albinuță vrei să zbori. Atât de scurtă vara asta și e plin de flori. Să aleg și alte flori. Asta. Cu mimoza și încerca. Să experimentez ceva. Bine acum. Să nu mai fii așa timidă. Când o ating să se deschidă. Și să-și dorească lângă ea. Pe horea brâncelor. E atât de scurtă vara asta, vine flori. Înconjoară și te agață cu parfumul lor. Din floare, floare ca o albinuță vrei să zbori. Atât de scurtă vara asta și e plin de flori. E plin de flori. E plin de flori. Și e plin de flori. Te înconjoară și te agață cu parfumul lor. Din floare, floare ca o albinuță vrei să zbori. E atât de scurtă vara asta și e plin de flori. Doamne și doamnelor, studioul nostru deschis pentru toate reproducerile. Pentru comenzi, sunați la... Aș vrea și eu. Alo? Da, da. Mi-era velicul la telefon. Da, da, mi-era, ce? Aș vrea să schimbăm niște piese și la mine reproduc. Vreau să le facem jazz alternativ. Sigur, mi-era, nu e o problemă. Rezolvăm. Noi suntem... Go! Ce? Deci nu, asta ar trebui, asta, îți dai seama că toată lumea ar gusta-o ca pe o glumă, dar în altă ordine de idei, tu ai putea să faci din chestia asta un fel de, băi, trebuie să ne distrăm, să dansăm, să plângem, dar între ele puțină distracție, dincolo de energie. Pentru că spectrul uman e atât de complex și... Spun eu, îți dau eu lecții care am început mai târziu decât tine, cu mult mai târziu decât tine. Și mi-am dat seama de foarte multe ori că niciodată ai început cu o idee foarte interesantă. De ce nu a râs respectivul? De ce nu a trăit alături de tine piesa? Și asta este pentru tine o ambiție să treci la pasul următor. Când ai cunoscut-o pe Andreea? Cum ai cunoscut-o pe Andreea? Andreea era studentă la prima ei facultate, că a terminat două. Scuze-mă, vreau cineva o melodie de dragoste, te rog. Cine? Nu tu. Nu tu cu ochelari. Tu. Iar acum, povestea Andrei. Era studentă. Așa. În căutarea unui job. În căutarea unui job. Să-i facă studenția mai frumoasă. Iar noi eram la prima noastră personalitate juridică și ne căutam un om cu care să facem contractele, mail-urile și așa mai departe. Nu cred că așa te-ai întâlnit cu ea. Ba da. Nu cred. Și a fost prima noastră angajată. Nu cred așa ceva. Am stat 3 ani într-o relație de amiciție și prietenie. Și profesională. Și profesională, normal. După care ne-a părăsit. A fost și cu părăsire. Du-te, bă, de aici. Pentru că ea făcea relații publice și comunicare și dorea să-și lucreze într-o agenție de publicitate. Și noi am fost buni o perioadă, dar după aceea vrea să-și exercite profeția pe care o învățase acolo. Portofoliu. Așa. Dar în toți anii ăștia ne simțeam foarte bine împreună și ne distram și râdeam și îmi plăcea că la absolut orice mică glumiță se prindea și râdea. Și are un râs molipsitor. Și cumva după ce a plecat de la noi și a lucrat în agenție, am continuat să ne vedem. Era la fel de bună prieteni și cu Gabi și cu mine. Adică era fix o relație de amiciție, care încet, încet s-a transformat în ceea ce e azi. Ne-am dat seama că putem să trăim o viață împreună și să ne simțim bine și ne-am îndrăgostit și aia a fost. Ce stare, ce tare! Iubita mea, vreau să faci un contract. Un contract de dragoste pentru tot restul vieții. Să dai un mail. Oh, da. deci... Iar acum îmi povestește cum avea nopți grele de studenție și mergea prin cluburi și venea la noi la birou, care noi eram plecați în turneu, și se culca pe canapea și dormea foarte bine la birou. Ți-am vorbit despre asta. Aș vrea să spun o chestie, dar să nu te superi, Călin. Da, iubita mea, pe vremuri dormeam în birou la tine. Exact. Ce chestie. Da, interesant, uite. Da, e foarte interesant cum au evoluat lucrurile, de fapt. Și pentru ea și pentru mine. Că cred că pentru niciunul de noi n-a fost o chestie în aia să tânjim așa în ascuns la celălalt, ci pur și simplu s-a așezat pe acea prietenie adevărată. Și mi se pare că în momentul în care am cerut-o de soție, știam foarte bine că totul va fi bine. Asta e altă melodie, altă topă. Exact. Da, foarte bună observație. Hai să nu mixăm, hai să nu facem mixuri aici. Te rog frumos, aș vrea să te oprești. Dar, iartă-mă, vreau să te întreb, acum intru cu bocanci, practic, în viața ta personală? Primul inel a fost unul de sârmă, că a trebuit să fie ceva simbolic, pentru că a fost ceva spontan. Ce frumos. Și eram într-o sală, într-o seară în apartament, și acolo s-a întâmplat. După care am cumpărat un inel pe care l-are și acum. Unul mai frumos, cu diamant, cu din astea. Dar l-a acceptat și pe la de sârmă. Și asta cumva e elocvent pentru... Eu cred că inelul de sârmă câteodată înseamnă mai mult și o amintire mai puternică decât diamantul în sine. Ce-ar fi de la un podcast să se creeze un trend și să ajungă la firmele alea de pe Wall Street. Industria sârmei o să aibă succes. Și prețul aurului la bursă va scădea dramatic. Toate diamantele venite din Africa intră așa într-un colaps total. Ce să facem cu diamante? Sârmă e la putere. Așadar, puteți să vă căsătoriți și să vă iubiți și cu sârme. Puteți fi un pic Gos Tiți. E o piesă asta, băieți. Băieți, asta e o piesă de sârmă. O aluzie. Și iată cum ei s-au căsătorit. Mulți ani i-au trăit. Nimănui nu-i doresc să fie în pielea mea. Oricât de mult încerc, nu pot să schimb ceva. Că nu e GPS să mă conducă la ea, deși mergea perfect cu altcineva. De patru nu-mi visez, doar poza ei de Facebook. Și dacă o țin așa, sigur ajung la Palamu. Sunt praf și mă gândesc tot timpul la ea. Aș fi băgat mâna în foc că n-ajung așa. Sunt un pic îndrăgostit. Sunt un pic îndrăgostit. Sunt un pic îndrăgostit. Sunt un pic îndrăgostit. Mi-a promis că la 8 ne vedem la ea la bloc. Un pariu că din nou nu-ți mai vină în loc. Și să-mi lase sfârșit un sărut la final. Și să-mi lase offline că n-am avut habar. Îi zic să lase face că nu-i de nasul meu. Îi zic să nu o să iasă niciodată cum vreau eu. I gotta be fair, I don't give a damn right now. ajunge să-mi zâmbească și o iau de la început. Foarte bine. Câteodată simt că ăsta e doar un cântec pentru surzi. Dacă l-ai cântat și tu, arată-mi că l-auzi și zi așa. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. 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 Sunt un pic, 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 îndrăgostit. Sunt un pic, pic. Cum? Sunt un pic, pic. Cum, 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 cum? Hei! Și toată lumea! Sunt un pic, pic. Cât un strop, strop, strop. Cât un pic, pic. Cât un strop, strop, strop. Mai rămânea nimic. Sunt un pic, pic. Cât un strop, strop, strop. Cât un pic, pic. Câtă ploaie e în jurul meu. N-am timp să nu văd și un curcubeu. Câtă ploaie e în jurul meu. N-am timp să nu văd și un curcubeu. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt ceva mai mult. Sunt ceva mai mult decât un pic. Da. Cristi are la bază, când am învățat el chitara în Craiova, era la bază un riff de rock and roll. Da. Asta e rifful. Îmi cer mii de scuze că trebuie să mai colorat și vine peste asta mai puțin colorat. N-am mai băut vin. E foarte, e bun. Mă bucur foarte mult că îți place. E foarte important pentru mine pentru că dacă nu beau eu, barem să bei tu. Și eu n-am avut timp, am cântat în permanență. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. 25 de ani de voltaj, de amperaj, de gălăgie, de energie, de drumuri prin țară. În toată perioada asta ai primit un telefon. Bună ziua, domnul Goia. Sunteți amabil să veniți la un juriu de talente? De concurs de talente? Da. Și de ce ai spus nu? Sau nu, ai fost unul? Nu, n-am fost. N-ai fost niciodată? Am primit telefon la prima ediție de X Factor și finala era în noaptea de Revelion, când aveam mai multe cântări. Și n-am putut să-i las pe colegii mei fără cântări și am zis, bă, nu pot, dacă e noaptea de Revelion, nu realizam dimensiunea. Finala noaptea de Revelion? Da, a fost în direct în noaptea de Revelion, da. Paula Selling, Adi Sână și Mihai Morar, cred că în primul juriu de X Factor. Ai memorie bună. Parcă da. Ulterior mi-aș fi dorit, dar n-am mai sunat telefonul. Adică cred că stând în fața televizorului așa, îți dai seama că poți să spui lucruri, să dai sfaturi, să te implici. Să te implici, da. Și o chestie mișto, adică trebuie să recunosc că mi-ar fi plăcut să o fac. Dar e un lucru pe care... Tu ai trecut ani de-a rândul prin treaba asta și știi mai bine decât mine și ce... Și bunele și relele din o treabă de genul asta. Mie îmi pare bine că în ambele echipe unde am fost mi-am putut găsi aliați. Pentru că exact cum este scena, o alianță între toți cei care stau pe ea și cântă și trebuie să... simți stânga, dreapta, spate, tot ce se întâmplă. Așa e și acolo. Așa e și acolo, adică nu ești individualitate și te duci pe tronsonul tău, ci faci punți de legătură. Așa gândesc eu. Nu există. E ca un fel de război pe care trebuie, o bătălie pe care trebuie să o porți, în spirit pacifist, bineînțeles, pe care trebuie să o câștigi. Zi-mi dacă de la academia pe care o păstorești, Voltaj, au fost pe la... Au fost. Pe la X Factor? Au fost și în faze, în finală, în semifinală. Avem și profesoară care a fost finalistă la Vocea României. Avem oameni. Bine, toți care trec prin treaba asta. Furcile caudinare unui concurs te... Nu. Mă refer la faptul că toți care își doresc să cânte, să facă, vor să meargă și la emisiunile respective. Că e X-Factor, că e Vocea. Sunt top, dincolo de concursurile care povesteam noi din diverse orașe ale țării. Astea sunt cu adevărat cele mai puternice și acolo. Iar acum mă întorc puțin în timp. Voci. Mă întorc în timp, pentru că, uite, dacă stau bine să mă gândesc, anul ăsta, da, este, poate greșesc, sunt 18 ani. Nu, 28 de ani. Din 95 până acum. Mâine pe mine se împlinesc 30 de ani. Da. De Școala Vedetelor. Și Școala Vedetelor a fost fără să-și... primul astfel de talent show. Da, dar nu a fost un concurs. Nu a fost un concurs, da. Practic, dar noi tot concuram și până la urmă... Concursul s-a întâmplat la preselecție, ăla a fost concursul, știi? Da. Acolo a fost și finală și semifinală și tot. Da, și ulterior chiar în emisiune era practic un concurs, să ieși mai în față în preferințele publicului. Și au existat aceste preferințe. Au existat niște oameni de bază și o categorie din spatele oamenilor de bază. Pentru că eram așa acolo 20 de copii. Aha. La Eurovision cum a fost? Cum ți-a venit ție ideea Eurovisionului în 2015? Noi am fost prima oară la Eurovision, la selecția națională, în 2003, cred, cu o piesă numită Lacrima, și am plecat de acolo cu un gust foarte amar și am zis nu o să mai concurăm niciodată și ce prostie și nu trebuie să ne băgăm la treaba asta și așa mai departe. Așa. După care a venit piesa de la capăt, pe care am lansat-o toamna, am lansat întreaga campanie cu sprijinirea copiilor rămași singuri acasă fără părinți și ne-am zis, băi, dar uite ce... moment foarte bun, să ducem campania asta dincolo de graniță, că și așa sunt mulți români plecați, hai să mergem la Eurovision cu ea. Asta a fost gândul nostru. Aha. Dar nu era nicio interdicție. Trebuia să fie lansată după 1 sau 15 septembrie, piesa se lansase undeva în noiembrie. Aha. Și ne-am dus, ne-am înscris la selecția națională, am câștigat și mă rog, am mers și mai departe. Mulțumim. La mulți ani, foarte bine. Și a fost o experiență artistică excelentă. Adică mie, după ce am participat acolo, mi-ar plăcea ca de la noi din țară, cum se întâmplă și în Suedia, să meargă compozitori buni, interpreți buni, să-și dorească să fie acolo. Dar e atâta bălăcăreală și atâta murdărie în jur, încât oamenilor le e frică să se bage în așa ceva. Și noi am fost întrebați după de ce v-ați băgat în treaba asta, că au existat și la noi aceleași lucruri. Experiența pe care o treci acolo e una deosebită. În faza națională sau în faza internațională? De la mândria că îți reprezinți țara până la toate lucrurile care sunt perfect puse la punct din punct de vedere tehnic, atmosfera care e acolo, tot ce se întâmplă în jurul Eurovisionului e foarte mișto. Eu cred că ne trebuie un asemenea... Tu de ce nu te-ai dus la Eurovision? Eu am prezentat Eurovisionul în 94, la prima ediție, prima selecție finală, și parcă le-am făcut pe toate, că da. Nu mai e de ce să mergi. Tu mai ții de Mariana Șoitu? Da, sigur. Mariana m-a chemat de la... Era 94. Și eu avusesem jumătate de an de Eurobingo și mi-a zis, alo, Horia, ia vină până jos. Erau 5 și la 4 erau cei de la departamentul de divertisment. Auzi, vrei să prezinți prima emisiune Eurovision, prima ediție a noastră în România? Da. Știi să cânți? Băi, numai sus sau strângea. Știi să cânți? Da. Perfect. O să cânți melodia lui Toto Cutugno. Care? Insieme. În 94. Da, atunci a fost prima ediție făcută de TVR. Da. Nu știam. Și ții minte că am avut o cravată verde, parcă... Un sacou mult prea mic și o cravată care nu era strânsă la gât, parcă eram venit de la bodegă și am venit eram atât de emoționat și a fost prima mea întâlnire după ce avusesem doar emisiuni înregistrate de Robingo, după Revelionul lui Pau Reverac, pe care nu ți-l aduci tu aminte, că erai prea tânăr. A fost prima mea emisie în care am intrat pe o scenă la Polivalentă, cântând în rol de cântăreț, dar de fapt toată România mă știa ca prezentator. Și au fost primele mele aplauze. Uite-l pe ăla, yes! Conte, così lontane diverso. Conte, amica che credevo perso. Io te lo roccherò câteva cuvinte acolo. Se sono lontano, lontano insieme. Asta a fost. Și după aceea a fost dincolo de nori cu toate... Asta vreau să te întreb. Dincolo de nori a fost în anul... Prima distracție noastră. Și a fost din același timp brutalitatea locului 1 versus locul 21. Acolo. Și mi-am zis, e ceva neregulă. Atunci, e ceva neregulă. Și am zis, ok, nu mă bag la asta. Cum de fapt a fost și la politică și la Eurovision la fel. Pentru că e tot un fel de politică. Și am zis, ok. Da, dar trebuie să treci dincolo de chestia asta cu politica, cu locul pe care îl obții, atmosfera, spectacolul, nivelul spectacolului și așa. Eu asta vreau să fac acasă, să trec prin emoția pe care ai făcut-o tu. Cum ar fi să o luăm din nou de la capăt? Dacă mâine noaptea dar mai avea vreo stea, dacă într-un avântul spre mine a suflat, tu ai fi motivul, tu ai fi motivul să pot să o iau de la capăt. Dacă mâine cerul ar fi prea plin de nori, dacă nicio rază nu m-ar atinge în zor, tu ai fi motivul, să pot să o iau de la capăt, să pot să o iau de la capăt. Am intrat în toate măruntoiele pieselor tale, dar nu destul. Probabil că asta e, facem așa, podcastul ăsta e un fel de probă. Da, și mâine venim și noi cu lecția învățată. Bă, ăsta e riscul, știi? Ăsta e riscul să zici, domne... Da, lumea cred că înțelege. Da, lumea e înțelegătoare, mama. Da. Lumea e înțelegătoare. Da. Așa sună nestudiat. Studiat sună mai bine. Să pot să iau de la capăt. Spune-mi... Dacă te întreb de vacanțe, am înțeles că ai o rută preferată. Aveam o rută preferată, de câțiva ani n-am mai ajuns pe acolo, Asia de Sud-Est. Din diverse motive, și cu școlile copiilor, și cu diverse etape pe care le trecem în scări, așa, pentru că sunt trei. Ba nu poate unul, ba nu poate celălalt și uite așa, nu mai putem pleca foarte departe și în plus nu vrem să ratăm niciodată săptămâna de schi. Asta e bătută în cuie săptămâna de schi. Asta e bătută în cuie. Și atunci când erau copii mari la grădiniță și așa, puteam să plecăm oriunde sau în primele, în ciclu primar. Pe urmă a devenit mai problematic și să pleci până în Asia de Sud-Est și să stai o săptămână, iarăși nu merge. Dar zi-mi cum e acum cu 3 copii și cu vacanțele. Ei merg în toate vacanțele cu voi? Da. Nu există niciodată tu și Andreea singuri? Ba da, există city break-uri, chestii pe care noi le facem, cel puțin de 2 ori pe an mergem doar noi 2 undeva. Dar vacanțele lungi care se întind pe o perioadă mai lungă, 2-3 săptămâni, întotdeauna să le facem cu copii. Vara trecută unde ați cântat? Auzi, unde ați fost? Vara trecută am legat-o cu niște concerte și a fost foarte, foarte frumos. Am fost la Londra, la Red Hot Chili Peppers. Aha. Și am fost la Varșovia la Coldplay, pe care ni doream cu toți 5 să-i vedem foarte tare. Coldplay, asta e o trupă? Da. E o trupă, nu? Senzațională. Nu știu dacă ai fost la show-ul lor, dar e de senzație. Am văzut, nu știu. Putem să mergem și să comentăm după aia ce-au făcut și n-au făcut bine și cum trebuiau să cânte niște piese, dar... Cum a fost la... Bă, a dat play un ghețat așa. Cum ai dat? Chris Martin e tot așa un tip ca noi. Adică... cu priză la public, povestește cu oamenii, nu stă doar așa și-și cântă melodiile. Auzi, e singurul care poate să spună despre priza de la public. Tot mai puțin voltaj la priza asta de la public ar merge. Apropo de asta, știi că la tine, la Brașov, am pățit-o la începutul drumurilor noastre, carierei noastre. Am ajuns noi prin 2000, era acolo la piața Poștei, sau cum se numește? Da, la Livada Poștei. Livada Poștei. Știam eu că ceva nu sună. Da. La Livada Poștei și ne-am apropiat, erau garduri și am spus omului, suntem de la voltaj, ne lase să intrăm, știi? Zice, foarte bine, la ora 11 fix trageți heblu, nici o secundă mai mult. Deci habar n-avea cine sunt, de ce e voltaj, și ea crezi că sunt de la Enel, Conel, ăștia. Lasă-mă văd și noi începuturile noastre. Eram pe la Reșița acum vreo 16-17 ani. Am deschis un van, vai de mama lui, am coborât, vai Gârboviță, care unul din capul de la hotel acolo. A venit trupa holograf! Las că au fost și noi la noi. Bine, astea sunt unele dintre cele mai frumoase, da? Da? Da, da. Cum? Cum ai zis? A, ce s-a întâmplat vara trecută? Exact. Când s-a dus în vacanță la Brașov și a complinit. Da, așa, că le-am încurcat pe toate. Nu, cânta! Strop de mare în părul tău, urme de buze pe umărul meu. Vara trecută îmi spuneai că sunt valul ce îl așteptai, dar apoi noi s-au adunat și nu știu de ce, Doamne, mi te-a furat. Vântul doar șoptește acum, nu mai e nimeni, e singur pe drum. Și plouă, plouă, plouă peste inima mea, un râu de lacrimi rămâne în urma ta, iar nouă vieți de-aș avea. Le-aș da pe-o vară ca cea în care ai fost a mea. Iar e vară, dar ai plecat, nu pot clădi castele din nisip uscat. Soarele nu e, s-a pierdut, nu mai iese din mare ca anul trecut. Și plouă, plouă, plouă peste inima mea, un râu de lacrimi rămâne în urma ta, iar nouă vieți de-aș avea. Le-aș da pe-o vară în care ai fost a mea. Și plouă, plouă, plouă peste inima mea, un râu de lacrimi rămâne în urma ta, iar nouă nu ne va mai cânta nici o chitară pe plajă goală undeva. Dar uite că aici ne cânt Și ce-a mai plouat în vara aia? Când am lansat noi piesa, știu că ne zicea lumea, bă, de la piesa aia voastră tot a plouat toată vara, ne-a stricat toată vara. Cred că 2009 sau 2010, nu mai știu, una dintre verile astea. Zi-mi, când facem să-mi placă? Adică se cere din ce în ce mai mult. Oh, și de când îl avem în minte și cred că ar suna interesant. Cum e, mă? De când l-am văzut pe Kurt Cobain cu... Unplugged-ul lui, de atunci îmi doresc și eu un unplugged. Era 92, 93, da. Și tot Voltaj scos din priză. Da. Uite, ai dat... Da. Băi, titlul are. Da. Trebuie să-i convingă pe ăștia, pe mai tinerii, ce să facă. Asta e viața. Te înțeleg. Am făcut în schimb simfonic și aia a fost o experiență senzațională. Când ai 50 de muzicieni care îți cântă piesele și ți le schimbă, cumva e wow. Da. Wow, deci e, e cea mai tare experiență artistică pe care am trăit-o eu, cel puțin. Da, da, cred că trebuie să le faci pe toate. Trebuie să le... Da, cred că și am plac doar fi la fel. Să ne și asta. Mult mai. Dar eu să vă las podcastul? Și să studiem. Nu, să vă inspirați. Îl și ved pe Gabi făcând... Gingin. Gingin. Ele cu ginge. Fără gingin. Nimic, astăzi nu-i pe gingin. Da, mă. Spune-ne, Călin, spune-ne, care este secretul longevității, din punctul tău de vedere? Adică tu ai trăit într-o 25 de ani de muzică, la cel mai înalt nivel, în care te-ai luptat cu radiouri, televiziuni, producători, clipuri, clasamente, alte genuri muzicale care intrau pe piață, cu alte trupe care vă dădeau un boom, se retrăgeau. Da, dar toate astea... fost pe val, am fost sub val, am fost... Exact. Dar... Care-i secretul? Dacă te-ar întreba un tânăr care se dorește vocalist, domne, vreau să devin, uite, vreau să fiu precum Călin Goia, să mă mișc, să am trupul lui Svel și să am aceeași energie ca el. Care-i sfatul tău? Ba, sunt mai multe ingrediente în succesul ăsta și în longevitate. Principalul e echipa, adică dacă reușești să ai echipa potrivită, asta e cel mai important lucru. Atâta timp cât există nepotriviri de caracter, de dorințe, de gusturi, de orice vrei, lucrurile se vor scinda la un moment dat. Dar după aceea trebuie să îți accepti defectele și să-ți exploatezi calitățile. Și asta în parte la fiecare membru al echipei. Noi știm la ce suntem buni, știm și la ce suntem mai puțin buni și ne acceptăm așa cum suntem. Iar dincolo, după ce ai această echipă și te-ai... Aici îți trebuie și un dram de noroc cumva. Să fii cu oamenii potriviți în locul potrivit când începi. Dar după aia e foarte multă muncă și tu cred că știi foarte bine. Că de fapt ăsta e ingredientul de bază al longevității și al succesului în general. Munca. Dincolo de talent, de oportunitatea pe care o ai într-un fel sau altul, munca, dacă nu există 90% cum se spune în spatele proiectului, nu are cum proiectul să o țină langă așa ani de zile. Două întrebări scurte. Care este cel mai mare defect al trupei Voltaj? Defect? Da. M-ai încuiat aici, nu știu. Asta sunt expert. Defect. Îți dai seama că eu vreau să pun prima întrebare, dar las a doua variantă pentru final. Nu pot să spun care e prima, cea mai bună, cea mai tare calitate. Prea te pun defectul. Nu văd niciun defect major. Extraordinar. Fiind foarte modest, fiind foarte modest, n-am găsit niciun defect. Îmi pare rău, n-am găsit, îmi pare rău. Nu există. Care e cea mai tare calitate a trupei Voltaj? Echipa. Adică că chiar suntem o echipă. Eu cred că asta ne-a adus până aici. Că nu suntem niciunul, nici Beethoven, nici cel mai mare virtuos, nici la niciun instrument, voce, la nimic, dar echipa face lucrurile să funcționeze. O domnișoară care a vrut să spună două vorbe, eu n-am mai văzut-o de mult și m-am gândit că pentru astăzi ar fi foarte interesant să te salute. Abia aștept. Și... și sunt și curios ce domnișoară mai are ceva să-mi spună. Da, hai să lăsăm chestiile astea, că știm noi de desubturile. Așa. Dar deocamdată zice așa. Bună, Călin, bună, Horia, vă pup, băieți, ce faceți? Călină, de câți ani ne știm noi doi? Eu cred că aveam 16 ani, tu cred că aveai 18 ani. Deci acum câțiva ani în urmă. Cu puțin timp în urmă s-a întâmplat. Ce să zic, avem așa multe amintiri împreună. Am împărțit atât de multe microfoane și scene. Și chiar că la voi... Practic, amintirile din perioada aia adolescenței sunt foarte pregnante și rămân cu tine toată viața. Exact. Și noi am reușit cumva să construim și să facem amintiri foarte, foarte faine, să avem amintiri faine împreună. Ceea ce mi-aș dori este ca și acum, ca prin mari, oameni mari, să creăm amintiri noi. Și sper că anul ăsta să fie unul din acei ani în care ne creăm amintiri noi, cu copiii noștri, cu partenerii noștri, și așa mai departe. Spune și mie când ai următorul concert, să vin și o să te văd, te rog frumos. Horia, tu ce faci, Horia? Doar de Călin vorbim aici, tu ce faci? Ce-ți fac fetele? Totul bine? Sincer, mi-a plăcut să fiu lângă voi. Așa, pe cameră este mai rece, așa puțin. Distanța este prea mare. Vă pup, băieți, Călin te pup, să avem o primăvară minunată. Ciao! Mulțumesc frumos și eu te pup, Alice. Alice Bursuc este una dintre partenerele tale de scenă, pe care, personal, eu am îndrăgit-o, dar l-am îndrăgit pe foarte multe și era foarte ușor să le îndrăgești, între noi fie vorba. Dar mi-aduc aminte că, din nou, anul 1997 mă poartă puțin înapoi, în timp, și vreau să spun un singur lucru. Timp de 2 luni de zile, la Olimp, a fost scena de la Camel Planet. Da, da, da. Valerian Mareș mi-a spus: băi, poți să prezinți asta pentru 2 luni? Adică să stau 2 luni la mare? N-am mai stat în viața mea 2 luni la mare. Zic, da, am stat 2 luni la mare. Și acum țin minte, în hotelul Galați, care nu mai există, s-a rebranduit probabil. Iar voi treceați în permanență pe acolo o dată la 2 săptămâni. Așa rar? Odată la o săptămână, de bine că se schimbau turiștii, știi? Da. Se schimba ciclul de turiști. Și vreau să vă spun că îmi plăceau foarte multe bucăți. Dacă îți mai aduci aminte, jocul de șah, chess game, de la ABBA. Da, da, da. Era, și după aceea venea Nadine și se făcea pe Tina Turner, dacă mai ții minte. Era un... Și... Păi ții minte și pe Mălina, Mălina, pentru că ea era tot timpul cu căștile în urechi și asculta chess. Mălina, draga de ea, era... Da. Atunci cred că multă lume s-a îndrăgostit de Mălina și... probabil... Și 98 a fost, apropo de Eurovision, ea a fost cea care reprezenta România și era... Da. Vocea României la ora respectivă, aceea. Da. Iar Alice e o drăguță, Alice e o plăcere să ia acum, stă mai mult prin Grecia, mai vine pe aici. A, da? Da, dar ne-am revăzut în câteva momente și de fiecare dată e o plăcere să povestim, să depunem amintire, și ia un copilaș. De-aia zicea că poate anul ăsta să ne vedem mai des și în configurația de părinți cu copii. Am putea să dedicăm o piesă pentru o fată, o amintire, pentru soția ta, inevitabil, dedici toate concertele. Dar pentru o amintire frumoasă a vieții tale, rămâne secretul tău, putem să dedicăm o melodie pentru ea, de exemplu. Zicem generic. Doar pentru ea. Doar pentru ea. Uite, ca să nu înțelegi că nu m-am... Adică n-am fost... Aș așeza picături de ploaie înapoi în nori, doar pentru ea, doar pentru ea. Și i-aș picta cerul în culori. Aș deșira fularul de regrete ce o sufoc încet, doar pentru ea. Vise aș fura, doar pentru ea. Îmi bate inima și nu pot să opresc să-i strige: te iubesc. Doar pentru ea, orice s-ar întâmpla, cu o lume m-aș lupta. Doar pentru ea. Hey! Doar pentru ea. Doar pentru ea. bine și la greu, voi fi aici mereu doar pentru ea. Da, e bun, e bun. Mergi mai departe. Să te pregătești pentru Eurovision. L-am ales. L-am ales. Tu, de fapt, ai fi figura care... Băi, trebuie să spun un lucru. De mult, de ani de zile vreau să-ți spun. Te-am cunoscut când erai de 20 de ani. Te-ai cunoscut acum când ești de... Așa. Așa. Bă, tu mănânci ceva. Tu faci ceva. Tu gâdil ceva. Tu iei ceva. tu nu, alci... Primul rând, sunt foarte activ și așa am fost întotdeauna. Adică mie nu-mi place să stau. Ăsta e secretul? Da, cred că da. Te-a gândit la vreodată? Dincolo de ce mi-au dat părinții mei genetic. Nu te-a gândit niciodată să fii vegan, rovegan, malagan? Nu, n-am făcut din astea, nu. Dar întotdeauna am făcut sport și întotdeauna... Acum, de exemplu, mă umblu foarte mult cu bicicleta. Efectiv, nu mai suport traficul din București, mă termină psihic. Adică... Și umblu cu bicicleta, fie soare, fie nori, fie frig, fie cald. Tu acum ai venit? Până aici, nu, chiar până aici n-am venit, n-aș fi avut curajul, dar în rest mă deplasez cu bicicleta. Fiul meu mare face basket de performanță și sunt de foarte multe ori cu el în parc și joc. Și mie mi-a plăcut și am făcut și eu basket în tinerețe, în liceu. În ce parc? Iartă-mă, Cătălin. În tineretului, Palatul Copiilor acolo. Am înțeles, la Palatul Copiilor. Dacă vii pe acolo, sigur mă găsești în multe zile. Și de câte ori te duci la basket pe săptămână, de exemplu? O dată, de două, de trei? Nu e o regulă. Depinde de perioadă. În vacanțe zilnic mergeam, de exemplu. Vacanțele lor, adică. Aha. Dar tu trebuie să fii, practic, zilnic. Și trebuie să fac ceva. Tot timpul. Bar la studio, la școala de muzică, la apartamente, cântele, exact. Așa, cu bicicleta între toate locațiile astea, la basket. Eu am o problemă, că practic și eu sunt activ. Nu sunt îndeajuns de activ. Gata, am gata. Și ai prea des chestiile astea în față. Păi ce nu? Băi, m-am gândit, uite, am ciugulit puțin. Noi nu suntem activi, suntem activiști. Uite ce mănânc, vă rog frumos. Asta este... Și hai să arătăm și ce-i sub aia. Dedesubt e o bucățită. Ridică aia. Ce era sub a avut mai mult succes decât cine a arătat. E băcuța Margareta care s-a sacrificat pentru cina noastră de la podcast. Da, stați-mă pașă. Dacă vrei, da. Uite. Nu mai mănânc seara. Mănânc seara, apropo? Mănânc seara? Da. Te-am dezamăgit și cu răspunsul ăsta. Da, mă, așteptam. Nu deloc. Nu. Chiar mănânc și chiar de multe ori mănânc prea mult atunci. Că vin după ce am umblat, am făcut, am alergat, și mi-e foame, normal. Aici trebuie să le mulțumesc mamei, tatălui meu. Te rog. Pentru că mi-au dat această conformație. Băiatul meu mijlociu, care intra clasa 8-a, e așa. Și cumva complexat. Zice, bă, dacă... Eu sunt foarte slab și am zis, așa eram și eu, mai bine așa, și după aceea o viață întreagă nu te lupți cu kilogramele. Genetic suntem așa. Dacă s-ar uita lumea la acest podcast, eu am, acum că ai venit tu, acum am așa. 4 urmăritori. Acum, ca 2 fete și doamna pe care nu se întorcea, care e fan holograf de la concertul ăla. Ar zice, dom'le, ce viață faină au oamenii, se duc, vorbesc cu publicul, îi confundă lumea pe stradă, aplauze, chestii, ce probleme au oamenii ăștia. Bine, dar așa este. Trebuie să fim răutăcioși și să le... Am fost răutăcios acum vreo o săptămână. Când ai zis ce? Am fost la turneul de basket al băiatului meu. Așa? Și entuziasmat așa de ce s-a întâmplat, cu alți câțiva părinți au zis, băi, copiii ăștia n-au un imn, de ce nu le faci un imn? Și mergând, au jucat la Târgu Mureș, m-am dus până la Cluj la ei mei și mi-a venit o linie melodică în cap pe drum. Ase, ase, campionii vin de la Ase, se știe, cei mai buni dintr-o mie, Ase. Și mi-a rămâne așa și am zis, băi, hai să fac treaba asta. Am făcut, le-am arătat părinților un demo, după care le-am spus, hai să facem, dacă tot ați propus voi, hai să facem împreună. Haideți și voi și noi, părinții, să cântăm treaba asta. Foarte frumos. Și am adus în studio și erau pentru prima oară și au zis că nu puteam să ratăm chestia asta, cum arată un studio, nu cântați. Dar noi știm să cântăm, nu contează. Nici pe stadion nu știe lumea să cânte. Corect. Așa, dar de acolo se aude cel mai frumos cor posibil vreodată. Și am strâns în studio și au cântat și așa, la care o doamnă îi spune altea, zice, ce, uite cât e de frumos ce fac ei, stau aici și cântă în studio și ce frumos, eu stau cu laptopul în brațe. La care cealaltă zice, da, dar probabil că nu e în fiecare zi așa. Și eu atunci am fost răutăt și am zis, ba da, cam așa e în fiecare zi. Da, da, da. La care doamna, răutate mică. Dar pe de altă parte, da, tu știi, voi știți foarte bine, cu drumurile București, Oradea, Constanța, frustrat și cel pentru noi, poate și pentru voi la fel, cea mai mare frustrare când stai o lună în studio, ai creionat o idee, ți se pare că ai creat acea piesă perfectă și la un moment dat, după o lună, îți dai seama că e nimic. E lipsită de inspirație, nu spune nimic și îți dai seama și atunci frustrarea e mare. Nu ai trăit și tu chestia asta? Eu trăiesc chiar acum chestia asta pentru că cu Marius am făcut o piesă și stăm așa pe ea și ceva nu-mi place, nu-mi place. El zice, bai bună, mie nu-mi place. Și stăm așa, de un an de zile. Și câte din astea nu rămân prin sertare. Prin sertare, apropo de Doar pentru ea, strofele sunt de prin 2010 făcute. Și ea, piesa a prins viață în pandemie, când după ieșirea în starea de urgență ne-am dus la o cabană și noi cinci, atât, ne-a gătit Prunus. Și la un moment dat Oli zice, băi, dar eu am o strofă pe care o știu că am făcut-o noi de mult și mie îmi place și hai să încercăm să mai pornim încă o dată de la ea. Și a reapărut strofa asta după 10 ani. Uite. Și atunci... Nu era, la momentul ăla nu era Adi în trupă. Aha, aha. Și el a venit cu refrenul. Adi e mai romantic. El a venit cu refrenul. Ah. Și am zis, wow, foarte tare. Da, da, el a făcut refrenul. Uite mă, uite. Cristi mi-a trimis o melodie zilele trecute și acum hai să facem. Dar parcă suntem așa, știi, pandemia asta ne-a lăsat cu, nu știu, cu un fel de... un relanti așa, pe care trebuie să-l dăm la o parte, dar tot de noi ține chestia asta. Da. Păi mi se pare că am început să mai sune telefonul, să mai mergem la cântări și să reintrăm în mood-ul respectiv. Mai creativ. Dar, dincolo de ce au spus părinții aceia, în meseria asta chiar au fost niște momente grele. Un moment greu de care mi-aduc aminte și cred că toată lumea muzicală a rămas cu gura căscată și uimită, a fost căderea acelei scene în 2002. Ăla a fost un an greu. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat în 2002. Explică-mi ce s-a întâmplat, pentru că noi, adică am avut o problemă odată pe o scenă, undeva la Brașov, dar asta pentru că a venit o furtună și era să dărâme scena. Dar acolo... Aceeași lucru a fost. Furtună. A fost o rupere de nori. Scena nu avea două ape, avea o singură apă. Adică un singur acoperiș. Da, adică nu era format ca la acoperiș, apele acoperișului. Nu știi cu construcțiile cu astea. Iartă-mă. Deci nu era așa, era așa. Așa. Venind toată apa aia dintr-o dată, efectiv n-a apucat să se scurgă și s-a adunat toată prelata aia s-a făcut ca o mare, mare greutate care a tras de stâlpi. Și țin minte că scena nu era un italian care dusese scena și el a venit și a spus, zice, opriți-i, scoateți-i de pe scenă că nu mai rezistă mult. Și cineva de la organizare a zis, mai au doar două piese, hai că o să termine. Și n-a mai reușit. Era la capătul concertului? Era spre final de concert, da. Iar eu nu pot să uit seara aia, pentru că în momentul în care în piață era cam atâta era apa, 30-40 de centimetri, și oamenii stăteau cu picioarele în apă. Eu am zis, bă, ce fac eu? Stau frumos aici să nu mă plouă și uite cum cântă lumea și stă în apă și așa. Am ieșit în buza scenei, în ploaie, și am cântat cu oamenii. Când a căzut schela, a căzut exact unde ar fi trebuit eu, unde stătusem cu câteva zeci de secunde mai devreme. Acolo a căzut toată grinda cu lumini și tot. Și când m-am întors, dintr-un balans m-a aruncat pe spate. Doar mi-am pus așa mâinile și m-am aruncat și am căzut pe spate. Impactul... Dar doar balansul e după ce căzuse. Dacă îmi cădea, cădea fix în cap. Mai puțin norocos a fost Oliver, dar totuși foarte norocos, că și acolo a fost un noroc. Lui a căzut schela din spate, stând la tobe, l-a lovit în șirea spinării. Și ceea ce nu și-au explicat doctorii și a zis că e un caz foarte rar, este că o bucățică din osul, din coloana vertebrală, i-a sărit înspre exterior, deși lovitura a fost dinspre exterior. Și în loc să sară înspre interior, să-i secționeze mai deva să rămână paralizat, a sărit cumva în lateral și a scăpat. A stat 4 luni imobilizat, dar merge și, uite, bate în continuare. El e cel care lovește toba mare. Și asta a fost doar primul eveniment nefericit din anul ăla, pentru că în aceeași vară a fost accidentul lui Prunus în august, după ce tocmai avusesem un concert extraordinar în Costinești de lansare albumului 424 și ne întorceam spre București și atunci a avut accident de mașină. El s-a întors singur? Cu logodnica și fetița lui. Și a avut accident și-au pierdut viața și logodnica și fetița lui atunci. Și atunci ne-am oprit. Logodnica lui a încetat din viață la Fetești, ajunsese ambulanța la Fetești, ne-au spus că a murit, ne-au spus doctorii, au spus pe fetiță o ducem la București, poate ea scapă, și Prunus a plecat cu ambulanța. Iar noi, când am ajuns normal în spatele ambulanței la vreo un sfert de oră, nu știu, 10 minute, un sfert de oră, l-am găsit intrând prin Pantelimon pe Prunus în mijlocul străzii, era înghemuit, plângea. Ne-am dat seama că s-a terminat cu totul și a fost cumplit. Și pe urmă n-am mai avut puterea să continuăm. Adică am zis, păi, nu putem, efectiv nu puteam. Și au trecut vreo câteva luni, timp în care ne-au scris oamenii, mă rog, am primit foarte multe mesaje. Și acum, după atâția ani, nu pot să uit starea pe care am trăit-o atunci și... Mă rog, oamenii normal că ne scriau să venim pe scenă, să revenim, că voi care ne spuneți, am să trec și peste asta, voi care aveți mesaje optimiste, trebuie să treceți și voi să mergeți mai departe. Noi n-am putut până în momentul în care a sunat mama lui Prunus și a zis luați-l, urcați-vă pe scenă că altfel îl pierd și pe el. Și ăla a fost momentul în care am revenit pe scenă, greu. El era o piesă la care cobora de pe scenă, pentru că efectiv nu putea să continue. Mergea mai departe și încet, încet, mă rog, lucrurile s-au așezat. Toate Dar nu s-au uitat și nu se uită nici acum. Și mă bucur foarte tare pentru Vali că acum cumva și-a refăcut viața, are o fetiță de 7 ani, foarte drăguță, o soție, e fericit, dar lucrurile astea rămân acolo în tine. Asta s-a întâmplat toate în varul 2002. Piesa e asta, nu? Nu. Nu-i asta? E piesa apărută înainte de eveniment. Da? Eu cu mine e piesa care a fost făcută în urma acelor lucruri. Scrisoarea este una dintre... Dar asta rămâne o piesă pe care o iubim și acum foarte mult și pe care o iubește și publicul foarte tare. Interesant este că e tipul de scrisoare... Acum că îmi spui, este perfect, adică e exact acel dor ireparabil. Interesant este că piesa nu are deloc în ea cuvântul scrisoare. Mi se pare cu atât mai fascinantă, știi? Practic, strofa este chiar scrisoarea în sine. Da, da, da. Toată... Azi a fost cald și soare, dar nu în inima mea. Și dimineața mi s-a părut că aud vocea ta. Nu știu cum să fac să nu mai fii așa de dor, și îți scriu aceste rânduri sperând că timpul va trece mai ușor. Număr zilele, număr nopții, zilele, număr nopțile, când mai am să aștept să te strâng la piele. Zilele, nopțile, aștept. Bravo! Călin! Da, da, da. Primii trei oameni cu care tu ai face un concert internațional. Primele trei preferințele tale internaționale. Freddie Mercury pe prim loc. De ce? E inegalabil și ca virgulă compozitor și ca voce și ca stil și ca orice. Coldplay ca trupă. Asta e Coldplay, asta mă stresează. Îți place? Chris Martin. Are nume de rachiu, de coniac. Cine e ăsta? Nu e Remi Marta? Nu știu, pe bună, mă enervează chestia asta. Și? Al treilea? James Hetfield. De unde te-ai dus la Hetfield imediat? Ce piesă asculți tu? Nu era un ordine. Freddie Mercury e pe primul loc de departe față de locul 2, oricum. Pentru mine, ca... El a fost și idolul meu și... mi se pare de departe cel mai mare vocalist al tuturor timpurilor. Pentru mine, personal. Știu că sunt mulți, dar el e o legendă. După care sunt sub imperiul acelui concert și a muzicii Coldplay, care, nu știu, pe ție nu spune nimic, dar pe mie îmi place foarte tare. Iar... Metallica e trupa mea de suflet din liceu și James Hetfield, tot așa, solistul pe care îl admir foarte tare, dar cumva nu pot să cânt eu ce cântă el. Nu e genul meu de cântat. Zi-mi filmul. Stranger Things. Știi, filmul e Forrest Gump. Preferat. Nu. La... ce mă întrebi? A Forrest Gump? Ah, mișto. Da. Nu. La Stranger Things. Așa. E acolo un moment în care o piesă de-a lui Metallica a reapărut în topuri tocmai datorită acelei secvențe. Nu-ți spun pentru... Dar uite-te la Stranger Things. O să-ți placă și filmul și o să-ți placă și... E un serial. Și o să-ți placă și momentul. Pentru că e acolo un metalist, un rocker, mai rebel așa, care la un moment dat se sacrifică pentru prietenii lui, atrăgând asupra lui, dar pot să spun. A scos boxele și a băgat Metallica. Oricum, mai nou, așa se readuc piesele în atenția publicului. Nu e singurul caz. Sunt multe, deci Netflix-ul și altele la fel, alte platforme, au relansat piese de acum 30 de ani. Eu n-am cântat piesa asta niciodată. Să-i traducă cineva. I never sing this song in my life. E așa? Și dacă mă încurc, acum că mi-a trecut emoțiile de la scrisoare și acum pot să mai cânt, deci dacă mă încurc, să nu te prind că mă vorbești pe la spate, că ăsta habar n-are Coldplay, că e mai răcit așa de la Cold, Flu, nu știu ce. Mie-mi place cum a structurat ăsta. Adică îmi place chestia asta. Asta mă răsc că îți place, melodia asta. Multe, foarte multe îmi place. Majoritatea, de fapt. Auzi. Și îmi place și că sunt... Astea-s versurile. De unde știai de... Ce? N-am prea spus asta cu Coldplay. Informat. Câte le știi? Hai! Lasă-mă să încep eu, că știu prima strofă. Mai era doar nu știu. Yeah! Done a magical, I mean she said everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Say! Done a magical, I mean she said everything you want to away. Under this pressure, under this way, we are diamonds. Feel my heart. Astea sunt genul de chestii care niciodată nu știi cum se termină, știi? Le lași așa. Nu, da, ok, te mai legi de un refren. Ok, mă bag și eu. Stai. Eu vreau să termine. Nu. Chiar clapa continuă. Mă bag după ea, stai așa. Tot timpul trebuie să fii precis. O chestie pe care vreau de mult să te întreb, pentru că dacă zici că sunt informat, fii atent ce informat sunt. Tu, teoretic, ai putea să fii pregătit pentru orice fel de Asia Express sau America Express. Întreabă-mă, de ce Horia? De ce spui chestia asta? De ce zici chestia asta, Horia? Foarte bună întrebare, bravo, Călin. Pentru că tu n-ați făcut. Pentru că domnul s-a dus la mare când era tânăr și n-a găsit gazdă. Și a dormit... Ba, am găsit. Dar am vrut să stau mai mult decât îmi permiteam. Du-te, mă, ăsta a stat afară cu rucsacul pe frumos, lângă un plop. Deci, la Costinești, sub plopii de lângă terenurile de fotbal, unde, apropo, juca Bidman cu ai lui. Mi s-au terminat banii și am mai vrut să rămânem. Și am zis, bă, hai că dormim. Și ce mâncaseră atunci? Ce ați mâncat? Foarte puțin mâncam atunci. Și cumva împărțeam. Eram trei prieteni foarte buni. După care am venit pentru prima oară în București atunci. Și unul dintre cei trei avea rude aici. Și aia ne-au dat să mâncăm și ne-au găzduit. Mișto. Dar uite că am meritat. Bine, a fost și o întâmplare mai puțin fericită. Când dimineața, după ce am dormit sub plopii ăștia, ne-am dus în gară să luăm trenul spre București. Și cum eram nemâncat și obosit și, mă rog, dormiți, dar mai mult nedormiți, dai seama în ce condiții am dormit. Unul dintre prietenii mei, Dan, a căzut, efectiv, l-am văzut pe peron și a leșinat, a căzut în barbă, nu, pe peron. Și și-a rupt aici toată pielea, noroc că nu și-a rupt mandibula sau ceva, dar îi curgea sângele, zice, bă, am ceva aici și ne-a arătat așa și se vedea osul, înțelegi, era crăpat totul pe... Nu pot să cred. Și ne-am urcat în tren, în ghesuială mare și noi am zis, vă rog frumos, lăsați-l, colegul, prietenul nostru să stea jos, că e rănit. Și la un moment dat s-a întors unul care era... Deci nu e poveste, este realitate, nu e film. Era tot plin de sânge pe față și tăiat și zicea, și eu am avut un accident și eu trebuie să stau jos. Și el stătea jos. Și am zis... Era un fel de concurs al accidentului. Da, era ceva incredibil a fost atunci. Și nu exagerez și nu e poveste. E realitate. Nu, cred că trebuie să mergi la București. Când apeși pe ăsta, puneți un gând din copilărie. Hai, apasă odată! Păi stai să-mi pun gândul. Bă, ți-am pus eu de mult. Wow, da. Asta de unde ai mai aflat? Păi de la vorbea la colț de stradă. Dragă, tu știi pe la Lugoia? Da. Tu știi că tu cu Andreea mea sunteți născuți în aceeași zi, 24 mai? Să facem un chef împreună atunci. Uite ce idee plăcută! Cremșnitul bucureștean, am auzit prima oară termenul de Cremșnit când am venit în București, pentru că la Cluj se numește Cremeș. Cum? Nu? Cremeș. Ai zis? Cremeș, da. Cremeș mai în ungurime. Și că de acolo vine, nu? Vreau să spun că dacă... E delicios. Mamă, ce bun e. Mamă, ce bun e. Mama mea ne făcea... Am o soră mai mare cu 2 ani. Să-ți trească. Mulțumesc. Nu m-ai prezentat niciodată. O să ți-o prezint. Oricum, pe băiatul ei l-ai cunoscut. Asta țin minte pentru că e mare fan. De-al tău. Te deranjează lucrul ăsta? Nu. Dacă te deranjează, schimbăm subiectul. E fan și de-al meu, așa că e ok. Auzi, mă, de sorta? Și mama ne făcea Cremeș. Și era foarte supărată că nu ieșeau foile perfectă, textura, nu știu cum, și tot zicea, eu arunc foile astea pe geam. Noi ziceam, nu, te rog, eu nu le arunca. Și era aproape veșnic se întâmpla chestia asta. Ea era nemulțumită de cum îi ies foile. Noi eram super încântați de cât de delicios era cremeșul. Nu poți să uita asta niciodată, mama făcea cremșnitul. Pentru că zicea și Cremeș, dar tot. Orice... Puteai să-i spui oricum. Era bun. Era bun. Și l-ascundea în cămară. Numai că nasul meu fin, de dolfin, Dar nu l-ascundea. Trebuia să stea ca să se... Nu l-ascundea, iartă-mă. Uite-te la mine. Călin, uite-te din nou la mine. Îl ascundea. Băi, principe greu băiatul ăsta. Îl ascundea. Am înțeles. Prima dată, ții minte prima dată când l-am făcut? L-am gustat de acolo de pe masă, cald, așa. Oh, Dumnezeule, atenție, e prea cald, ok. Și când să vin a doua oară, nu l-am mai găsit. Unde l-ai ascuns? Drag, trebuie să se răcească. Unde? Nu știu, la vecinul. Frate, l-am descoperit. Și am început să fac ceea ce fac și acum. Când face nevastă mea ceva de mâncare, când face vinetele și le unge așa, sau când face salata de băf, o unge așa, o întinde, perfect, și o pune. Eu vin, iau din mână și după aceea, chiar dacă o așez așa, cu un nivel mai jos, tot scade, da. Eu mint ușor pe toată lumea. Să știi că e foarte ușor. Adică eu sunt specializat în chestia asta, știi? Adică eu pot să mă duc, intră acum în Banca Națională, să iau toate lingorile de aur, dar las unul așa de sămânță, cum îi zice. Exact. Asta vreau să spun. Să nu se prindă lumea. Iar acum, sub imperiul acestui Cremeș, de care nu se poate desprinde, trecem la întrebări! Uite, ca să nu ne facem de rușine, pentru că acest podcast va fi văzut și de Prunus, și de Gabi, și de toți colegii din Voltaj, pe care îi întâlnim pe toate scenele. Când zic, vreau să faceți o surpriză, când zic întrebările, să-mi dați un jingle pe care nu l-ați mai dat în viață. Nu, e o idee, să cânte fiecare altă melodie. Foarte interesant asta. Asta ar fi revoluție. Atenție, doamnelor și domnilor, urmează întrebările! Așa peltea de jingle în viața. Prima e grea. Deci dacă vrei să te ridici să pleci nervos... M-am suit în dealul Clujului? Nu, aia a fost cea mai grea. Ăla-i testul vieții tale și o să-mi dai un... Să culeg o floare badelui. Iată, te ajută un timp născut în Timișoara și crescut în satul mare. Toți clujenii care mă iubesc o să zică că am uitat de unde am plecat, că... După demisiunea asta, Boc o să-ți dea un telefon și o să-ți bocească. Atenție. Prima întrebare. Cea mai bună trupă de rock din România este... Iris. Bun, asumat. Băi, calmează-te, mă, băi, calmează-te, mă, băiatule. Tu calmează-te, mă, băiatule. Ai luat-o pe cărări necurate. Necuratul a intrat în chitara ta. Scoate necuratul și spală-l. Curăță-l. Dar mă tot uit la butoanele astea de când am venit. Urmează sau... Asta e un buton de îmi pare rău. I'm so sorry. Când poți să mai insisti. Răspunsul greșit? Sorry. Sau? I apologize. Asta e mai English. Asta este butonul de nu. Nu. No. Sau? No. Sau? No. 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 Și ăsta este binecunoscutul buton de yes. Yes, 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 yes. Sau? Yes! Sau? Yeah, baby! Asta îmi place mie. Cam astea sunt cele trei butoane cu care te distrezi. Și acum? Atenție! Întrebarea a doua. Dar trebuie să-mi spui sincer. Nu-mi spui sincer? Îți revoc contractul pe care l-ai făcut cu Andreea cu 19 ani în urmă. Bravo, bravo, Cristi. Sunt Darth Vader pentru tine. Când ai plâns ultima dată la un film de animație? Hai, scoate filmul. Am plâns la mai multe, deci nu e niciun problem. Care a fost ultimul? Trebuie neapărat să fie ultimul. Nu, nu la care plâns. Am plâns la Inside Out. Am plâns la Coco. Coco. Dar am plâns la mai multe și este incredibil. Am plâns la Luca. L-ai văzut? cu băieții aia care, monștri marini care se revin, se transformă în oameni. Nu. De asta e Cocolai cu Coco care se duce, tipul care cântă în spaniol. Da. E preferatul lor meu, la mici. Dar n-ai plâns la când era un roboțel mic Wall-E. Toată lumea a plâns la Wall-E? Da. La Wall-E nu-mi țin minte să fi plâns. Când a pierdut Wall-E atunci meciul cu... Cu? Wall-E când a pierdut meciul cu Steaua. Eterna iubire. Bă, băiatule, să iasă necuratul de acolo. Du-te! În anul de grație 2023, pentru un tânăr artist, ar fi mai util un proiect de tipul Școala Vedetelor sau Vocea României? Ambele sunt benefice pentru un tânăr în 2023. Pentru un tânăr care își dorește să facă treaba asta, ambele ar fi benefice. În sensul ăsta m-am referit. Dacă o iei ca relații interumane, ca socializare, ca ce vrei tu, n-ai cu totul altceva. Normal când nu concurezi și e o chestie pe care tu ai intrat deja într-o echipă acolo și lucrezi cu echipa respectivă la a face lucruri mișto. E interesantă discuția, mai ales că eu aș vrea să existe un proiect ca Școala Vedetelor acum, care să concureze. Ca să existe, gândește-te că avantajele cele mai mari ale francizelor din ultima perioadă, din ultimii 10 ani, au fost faptul că au dat un nou suflu pieței muzicale. Da. Mulți au apucat de cântec, adică sunt acum de, cred că de 10 ori mai multe trupe de cover decât au fost acum 10 ani. Sunt sigur de lucrul ăsta. Bungee jumping sau sărituri cu parașuta? Cu parașuta am sărit, cu bungee jumping. Bungee jumping n-am făcut. Trebuia să fac la lansarea albumului nostru Bungee. Și se desfășura la Piscina Floreasca. Am adus o macara acolo care s-a defectat în ziua dinaintea lansării și n-am mai sărit, dar asta era ideea lansării. Urma să sărim cu un CD în mână. Așa se numea Bungee. N-am mai apucat să sărim, deci aș alege Bungee pentru că n-am făcut-o niciodată. Tu știi de ce nu mi-aș lansa eu un album, la fel cum vrei tu, cu Bungee? Cu Bungee și cu piscină și cu... Pentru că ar fi ultimul? Nu, pentru că toată apa din piscină ar ieși afară. Na, că n-a mers. Atenție. Cea mai bună piesă românească la Eurovision a fost? Sistem cu Lumința Angel. Dar nu mai știu cum era. Let me try I don't wanna say goodbye. Și cea mai bine clasată, cred. Mă rog, am avut de mai multe ori locul 3, vreo 2 ori. Și Paula cu Ovi și cu Tornero. Tornero a fost 5, parcă, adică un loc... Dar locul 3, astea două au fost. Da. Și oamenii știau acolo, când ne ziceau România, ziceau, Let me try, aia a fost o piesă care a rămas în conștiința fanilor Eurovision. Da, mai ales că a fost și în engleză. De fapt și cealaltă cu... Da, și al Paula era toată. You and me, can't you see we playing with fire? Tell me now, do you see this burning desire? Don't stop getting hot, take me higher. Etc. Da. Memoria, știu. Oprește-te, gata. Pink Floyd sau Led Zeppelin? Pink Floyd. De ce? Sincer, cred că eram prea îndrăgostit de Pink Floyd și nu mi-a plăcut. Led Zeppelin nu mi-a plăcut foarte mult niciodată. Nu știu de ce. N-au ajuns la mine. Cum, dacă e să mai dau un exemplu, David Bowie, care pentru mulți a însemnat extraordinar de mult și că a schimbat și a adus lucruri noi în muzică, pentru mine personal nu a fost la fel. Dar nu pot să explic de ce. Adică stau să recunosc calitatea, nu m-a atins. Am înțeles. Interesant. Înțepătură de țânțar sau de albinuță? Ce prefer? Da. De asta albinuță. Asta e din partea colegilor mei. Nu eu am scris întrebarea asta. Bitcoin sau Ethereum? Aici pot să-ți stau vreo jumătate de oră să-ți povestesc. Zi. Ce e una, ce e alta, de ce e bun Bitcoin-ul, de ce e bun Ethereum. Nu prea se concurează ambele ele. Sunt bune la ceva, vrei să spui? Da. Tu ce ai, mă? Shiba Inu. Ce? Ce ai Shiba Inu? Un câine. Shiba Inu e... E un câine? Ce? Am de toate. Și Ethereum, și Bitcoin, și tot ce vrei. Shiba Inu e o sălăcie. Tu ai de toate? Da. Bitcoin e aurul digital, e ceva. Ethereum e o întreagă platformă care poate deveni un Web3 senzațional, care poate deveni ce a fost Amazonul, ce a fost ce e internetul, dacă ne îndreptăm în direcția aia, dacă va reuși proiectul și nu apare altceva mai special. Acum cu AI-ul a început să mai intre în umbră cripto. Michael Jordan sau LeBron James? Michael Jordan, de departe. Asta e discuția pe care o am și cu băiatul meu care joacă basket. Care e mai bun, care nu... Sincer, la nivelul ăla nu există unul mai bun decât celălalt, dar există, exact ca în muzică, preferințe. Da. Ți se oarecum există, adică există niște iconuri pe care nu le poți detrona așa ușor. Michael Jordan a schimbat, a adus basketul de aici la nivel mondial și e un la fel a făcut-o și Navratilova în tenis. LeBron James are cele mai multe puncte marcate, are cel mai longevivă carieră, are o grămadă de alte lucruri. Dacă hai să vin Herăstrău să jucăm un basket. Joci? Da, eu cu filmul din când de când mergem aici. E o întreagă nebunie la barac aici. Da? Nu știu. Eu ți-am zis pe unde. Spre tineretului, dar ar fi drăguț să ne vedem și pe terenul de basket. Cu ce artist internațional ți-ai dori o colaborare? Freddy nu mai e. Și uite că acum că am cântat puțin Coldplay, de ce nu? Chris! Să intre Chris, spune. Ai făcut asta pentru mine, l-ai adus pe Chris Martin. Da, da. Chris! Cum? E blocat în zăpadă. A ajuns doar de burg. Că el s-a pierdut, săracu. Am o ultimă întrebare, destul de delicată. Călin la 20 de ani, fără griji și fără bani, sau Călin la 47 de ani? Pă, ce grea. Asta e o întrebare foarte grea. Și conform cântecul nostru, cei mai buni ani, toți anii care au trecut au fost cei mai buni și cei care urmează vor fi la fel. Mamă, ce textier ești! Pentru că adică există momente în care, da, și cred că oricine și-ar dori să mai fie la 20 de ani cu bani sau fără. Dar există și momente în care îți dai seama că și anii ăștia sunt frumoși și înțelepciunea și ce ai realizat îți aduc o satisfacție foarte mare. După ce am apărut la prima emisiune de televiziune din viața mea, ca și invitat, la o emisiune de seducție desfășurată acum 30 de ani, cu prietenii mei... De seducție? Da. Când am apărut... varianta de la Insula, cu Insula. Da, era varianta de la Burlacu /Insula/Survivor. Am venit, după ce s-au terminat filmările, am luat trenul, clasa 3-a, 2-a, cu toți colegii mei de atunci, prietenii mei de atunci din Brașov, și ne-am întors. Cred că în momentul ăla eram numai zâmbete. Chiar dacă eram înghesuiți, chiar dacă era găurită acea canapea din acel tren, vai de mama ei, chiar dacă mirosea oribil și curentul era peste tot în tren, eram super fericit. Și pentru că ai răspuns destul de asumat la toate întrebările, am un ultim salut. Ai 1.000.000 de euro pentru mine? Ar fi prea puțin. Da. Am pe cineva care vrea să, dacă îi și las, vrea să spună așa. Dragă Călin, este o bucurie să vorbesc despre tine. Ai fost în școala vedetelor unul din cei doi cuminți Celălalt era Rădmănăștean. Rădmănăștean! Toată ziua cât de cuminte ești tu. Noi, fetele, nici măcar nu îndrăzneam să ne ridicăm la nivelul tău de cumințenie. Ți-am cunoscut familia și noi toți, cei care am fost în casa părinților tăi, am înțeles de unde venea cumințenia, calitatea ta umană. Un alt lucru pe care Titus îl dădea mereu de exemplu era familia din care veneai și educația ta. Și-au spus cuvântul în omul care ești astăzi și în realizările tale. Cumințenia ta a fost o virtute, ai fost un profesionist, ți-ai văzut de treaba ta și astăzi ești aplaudat la justa valoare. Chiar și acel moment de la Galați, recepția hotelului Dunărea, au farmec, știind autorul. Da, am amintiri fabuloase cu tine și am să mă rezum doar la atât. Abia aștept să te revăd și să te îmbrățișez și să strălucești mai departe așa cum ai făcut-o până acum. Nadin și pentru mine. Nadin! Nadin! Să nu mă întrebi ce s-a întâmplat la Galați. Toată lumea vrea să te întrebe ce s-a întâmplat la hotelul Dunărea în Galați. Nu se poate povesti aici. Dă-ne un... Uite, dacă îmi spui... Dacă îmi spui... Adică că tu îmi dai un premiu. Dau... Bine, mi-ai dat un premiu foarte frumos și mă bucur că am revăzut-o pe Nadine, mai ales că ea... A plecat în Franța și sunt mai puține șanse să o întâlnim noi toți. Dacă îi dăm un motiv, dacă îi dăm un motiv bun și mergem, facem o reuniune la Dunărea, în Galați, de exemplu, ea vine acolo. Dar, mai ales acolo. Nu, hai să... Tu zici da sau nu, da? Ai salvat pe cineva? Dimpotrivă. N-am salvat, nici n-am omorât pe cineva, dar... Nu e o chestie cu care să mă mândresc. Ai salvat-o din brațele... Nu știu, a fost o problemă și ai rezolvat-o tu. Da, ca bodyguard. Ea era Whitney Houston și exact. Eram... Cum îl cheamă? Kevin Costner. Din partea noastră, și bineînțeles cu ocazia zilei tale de naștere, îți dăruim această sticlă de vin roșu frumos, cu un pahar din partea domeniilor Cuza. Îți atrag atenția că celălalt pahar cu cealaltă sticlă de vin se vor ciocni pe 24 mai de către Fimea. Ne spui unde facem. Noi am propune Șarpele Roz. Să ne vedem la Șarpele Roz. Ar fi o mare lovitură de imagine. Am înțeles. Asta vreau. Până una alta, îți mulțumesc foarte mult astăzi că ai venit. Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Ne bucurăm că am celebrat odată la 25 de ani de voltaj și odată la 40 și... m-am pierdut așa, de Călin pe lume. Și sper ca data viitoare să ne găsească la fel de plin de amintiri. Așa să fie. Chiar mă bucur că ai podcastul ăsta și că am putut sta așa de vorbă, tot felul de... să depunem tot felul de amintiri, să fie și cu veselie, să fie și cu emoție. Da. Și sper să-ți rămână cei 4 urmăritori și după podcastul ăsta. Acum avem 5. Pentru că atunci când am cântat Umbere pe cer, a venit și doamna care stătea de la volcran. A venit doamna sigur are antenele ciulite și ne-a urmărit. Da, drăguțule. Sănătate acasă la ai tăi. La fel și ție. A fost pentru voi important. Călin. Mulțumim tuturor celor care au rămas. Călin Pictorul Lafayette, Goya și alții și de la Croa. Mulțumim foarte mult Aqua Carpatica pentru sprijin. Ne-am hidratat și astăzi și ne-am simțit bine. Iar până luna viitoare, când vom întâlni un alt invitat, o altă emoție, o altă tulburare a ordinii, vă dorim sănătate și voi bună. Bucurați-vă de lucruri simple. Asta e, fii aici. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Am schimbat melodia. Ta-na-na-na-na. You know it's true. Everything I do it for you. Țin minte o chestie. Îi deschideam concertul lui Bryan Adams. De două ori am găsit la București. Și l-am dat noi. Public mișto, mai stăm încă 5 minute. La care îl văd pe managerul de acolo din dreapta. Stai seama că eu nu mai discut așa. Dar direct la mine, în ochii mei. Când mă vedea așa dus. Da, nu știe el cine e Horia. Top. Încep eu. E simplă melodia asta. Metrica simplă, cuvintele sunt simple. Și zice așa. Maybe I... Pardon. Cer mi de scuze, colegi. Cer mi de scuze, colegi. Te gândi la Bryan Adams și te-ai lăsat tot. Da, da, da. Nu, că filmele cu Elvis mai acum. Merg la modă. Așadar. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Și ai scrie Călin. Călin. Inima să-mi fie așa, așa, ca un fulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Mă, tu ai învățat piesa, mă. Am auzit-o pe undeva. Nici multe motive ca să iubesc. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Ta. Lucruri simple voi păstra. Hey, hey, hey. Au fost pentru voi astăzi Cristian Lacroix la chitară, Sergiu Mendez la tope Sergiu Mendez și bineînțeles la clape. Este clăpapul, este inegalabil. Este Marius. Comment vas-tu, Marius? Și strofa a doua sună așa. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Îmi placi tu așa cum ești. Când mă cerci, când mă ierți și speranța că nu te vei schimba. Deci frumos. Dăm 4 instrumente și o să cânt la toate în timp ce se... Deci, una... De unde știi? Nu, zi Freddie Mercury tăiat, Horia Vrenciu a înviat. Horia, mulțumesc pentru... Pictor. Dacă tot am vorbit, cred că de 20 de ani am mai vorbit despre porecla asta. Asta e casting la Școala Vedetelor. Vă rog să ne acceptați și pe noi, suntem doi tineri care vor să cânte. Oricum, oriunde și oricând.